La noi, în țară, nu prea... Nu avem o cultură prea mare de antreprenoriat. Antreprenoriatul a început acum 20-30 de ani, care de fapt era freelancing în mare parte, nu prea era antreprenoriat. Și cred că majoritatea celor care vin acum în antreprenoriat vin cu convingerile alea și cu blocajele date de, de partea aia. Plus că o școală bună te-ar ajuta să scoți din convingerile astea. Numai că, din nou, nu există școală bună de antreprenoriat. La noi, școlile de antreprenoriat se fac începând firma. Am făcut o firmă, mi-am pus ecosonul de antreprenori și cam așa începe antreprenoriat. Și multă încercare și eroare. Multă încercare și eroare. Dar partea interesantă cu încercarea și eroarea este că îți creează convingeri. Cu cât încercarea e mai... sau cu cât eroarea e mai dureroasă, cu atât îți creează niște convingeri mai puternice. Și unul din blocajele pe care eu le întâlnesc constant la antreprenori, și cu blocajul ăsta n-ai cum să treci peste un anumit nivel în antreprenoriat, este faptul că nu există oameni mai buni ca mine sau oameni care să facă mai bine ca mine ceea ce fac eu. O, da. Ăla e unul din blocajele principale când vine vorba de antreprenoriat. Trebuie să ai un pic de simțul umorului aici și smerenie în același timp să-ți dai seama, băi, chiar eu sunt cel mai bun, adică, really? Cumva, știi, ne creștem stima asta de sine când începem compania de la nimic, tragem, facem fiecare rol în parte, compania crește la un nivel datorită nouă și apoi începe să aducem oameni. Și oamenii ăia, aici e o diferență interesantă care aș vrea și părerea voastră pe ea. Nu neapărat că nu știu să facă mai bine ca tine. Tu presupui că nu știu să facă mai bine ca tine pentru că nu fac exact ca tine. Adică le dai o responsabilitate și le spui, ok, asta e responsabilitatea ta. Și după aia te uiți ca vulturul. Ok, hai să văd cum faci tu aia. Și dacă nu urmărește exact pașii care tu i-ai în minte că așa ar trebui făcută chestia aia, tu consideri că omul ăla nu poate să facă chestia aia la fel de bine ca tine. Cred că foarte mulți antreprenori încep business-ul dintr-o expertiză, ei știu să facă ceva. Și cazul clasic, hai să nu mai muncesc pentru alții, hai să fac pentru mine și uite ce tâmplar bun sunt eu, ia hai să-mi fac un business de tâmplărie. Și tâmplărie, programare, orice. Și dacă, da, eu știu într-adevăr foarte bine bucățica aia, atunci o să îmi fie foarte greu să trec peste și să aduc oameni care să crească pe lângă mine sau care să pretind că vreau să crească oameni pe lângă mine, dar de fapt nu o să crească. Iar dacă chiar nu știu cum ar fi contabilitate, acolo nu mă bag. Deci sunt două extreme. Ori nu mă bag deloc și ce spune contabilul e sfânt și cam atât, ori eu știu cel mai bine. Dar e o foarte mare distanță între astea două. Și acolo merg cel mai bine lucrurile. La contabilitate merg, că tu nu sunt procese, exact. Nu știi recurențe. Aici cred că e și o diferență între proces și conținut. Că dacă ești expert pe o anumită arie, ești cu mâna pe conținut, sufleci mânecile și faci lucrurile care trebuie făcute. Și pe zona aia, dacă altcineva face diferit, zici că nu e ok, că ai făcut o viață așa. Și switch-ul ăsta mi se pare interesant, de la expert pe conținut la a deveni expert pe procese. Și acolo cred că e un salt mare pe care pot să-l facă antreprenorii. Foarte faină distinție.
Dar care ar fi diferența între proces și conținut? Sau ce reprezintă conținutul, că n-am înțeles foarte bine? Procesul sunt pașii efectiv care trebuie parcurs ca să ai un anumit rezultat. Conținutul sunt detaliile din pașii respectivi. E ca și cum faci o rețetă, o prăjitură. Adică e procedura. Conținutul sunt elementele pe care le pui în prăjitură. Procesul este ordinea în care pui elementele în prăjitură. Și tu spui că antreprenorii ar trebui să facă switch-ul de la care la care? De la conținut la proces, dacă vor să-și crească business-ul. Pentru că dacă rămân în conținut, intră la detaliile, super detalii mărunte și rămân acolo și le lipsește imaginea de ansamblu, care e procesul, ansamblu. Eu aș zice să meargă chiar mai sus și anume să facă trecerea de la conținut la proces și apoi la rezultat. Pentru că abia acolo se întâmplă antreprenoriatul. Antreprenoriatul, managementul, se întâmplă când ai control pe proces. Managerul. Mm-hmm. Managerul vrea să aibă control pe proces. Expertul trebuie să aibă control pe conținut. Antreprenorul ar trebui să aibă control pe rezultat. Mm-hmm. Fine. Iar 90 și mama lor la 100 dintre antreprenori, ei ori sunt blocați în, cum ai spus tu, în controlul pe conținut, ori în controlul pe proces. Pentru că eu am observat, am intrat cu anumiți antreprenori în business și am zis, ok, hai să vă arăt cum să faceți următorul pas. Și au trecut de la a nu mai controla fiecare mic detaliu, au trecut la a controla procesul. Dar după aia s-au blocat acolo. Mm. Pentru că, gândește-te, într-un business, depinde cât de mare ești, cât de complex e. Dar la început poți să zici că ai 10-15 procese mari. Dar cu cât business-ul crește, începi și ai sute de procese în business. Dacă tu ca antreprenor ești atent la fiecare punct din proces, la proces în sine, ajungi din nou să blochezi business-ul la fel cum îl blocai când vrei să controlezi conținut. După părerea ta, cel care este antreprenor și care are control asupra rezultatului, trebuie să intre în detalii la procese sau deloc? Adică să gândească un proces pentru rezultatul pe care îl vrea sau exclusiv de mai departe unui om pregătit asta? În mod normal, ca antreprenor, nu. Mm. Nu ar trebui să faci asta. Dar apoi apare întrebarea. Bun, mă, dar cum fac eu să iasă ca mine? Totuși, cum mai transmit eu valorile alea importante și chestia aia care o face unică, cum mă mai văd eu în business-ul ăla? Sau eu ce naiba mai fac? Ajungem și la aia. Eu ce naiba mai fac? Dar asta nu vine din a controla conținutul sau a controla procesul. Vine din a controla cu adevărat rezultatul. Pentru că tu poți să vii să spui, băi, vreau un site. Și să zici, doar asta să fie rezultatul. Eu vreau un site care să-mi convertească 3% dintre vizitatori. Ăsta este un tip de rezultat, unde îți găsești un manager, un lider, un expert, îi dai timpul necesar să ți-l facă, să ți-l realizeze. Dar, din perspectiva mea, ăla este un rezultat care nu este definit tocmai bine. Este definit printr-o singură cifră, să aibă X% rată de conversie. Dar nu spune dacă ar trebui să faci și educație, poate, în site-ul ăla. Sau dacă site-ul ăla ar trebui să aibă o direcție mult spre video și mai puțin spre poze și text. Dar dacă nu mai stabilim obiective printr-o singură cifră, lucru care a fost cumva, înainte oamenii știau la obiective doar să zică ce își doresc. Aia însemna un obiectiv, îmi doresc, aia ăla era obiectiv. După care au apărut cu tehnica SMART. Hai să o facem specific, măsurabil, achievable. Asta, un obiectiv SMART reușește să surprindă doar o bucățică din ceea ce vrei. Și atunci ce vrei pe un obiectiv sunt rezultate cheie, adică mai multe măsurători, ca și cum un obiectiv este o colecție de obiective SMART care toate trebuie realizate ca lucrul ăla să se întâmple.
ca ceea ce tu vrei să se întâmple. Și așa poți să controlezi prin rezultat. Pentru că dacă obiectivul tău este să crești, nu știu, NPS-ul, mulțumirea clienților față de brandul tău, față de businessul tău, îi pui 2, 3, 4, 5 rezultate cheie, toate măsurabile foarte clar și cu target clar, poți să definești foarte bine ceea ce vrei și mai ales liderul ăla poate să înțeleagă ceea ce vrei. Și atunci poți să stai în afara proceselor. Dar dacă nu faci asta, vei fi obligat să stai în procese, n-ai cum. N-ai cum să controlezi. Aici mă întreb, ce ai nevoie ca să poți să definești criteriile acestea, rezultatele cheie pe care le-ai numit? Pentru că dacă nu ai educație în zona aia și dacă nici mindset-ul nu ți-e aliniat cu lucrurile alea, poți să vrei ce-ți dorești sub soare, că nu o să se materializeze. Bună întrebare! Care-i părerea ta, Ștefan? Că nu știu ce să zic acum. Eu mă gândesc că e greu să îți dorești specific. Oamenii sunt campioni la a-și dori lucruri nespecifice și sunt și o mulțime de bancuri cu zâna măseluță, cu peștișorul de aur care îți îndeplinesc lucruri nespecifice. Dar în momentul în care vrei, ca să poți să-ți dorești lucruri specifice, cred că e mult de lucru cu tine și să îți dai timp să faci asta și să te educi să faci asta. Și pe urmă, al doilea prag foarte dificil este să ai încredere că cei cărora le-ai delegat o să își facă treaba și că nu trebuie să fii tu în mijlocul acțiunii ca să ai control. Și problema asta cu controlul e o problemă mare, începând din estul Europei până înspre toată Asia. Suntem campioni la ne dori lucruri nespecifice. Ăsta e unul din blocajele antreprenorilor și nu doar ale antreprenorilor, ale omenirii în general. Își doresc lucruri vagi, își doresc o viață mai bună, dar ei habar n-au cum să definească o viață mai bună. Își doresc o casă mare. Habar n-au cum să definească o casă mare. Românii sunt mai ușor de, dacă e să-i întreb la mașini. Acolo sunt foarte specifici. Vreau BMW-ul ăla care are motorul ăla și... Dar asta e diferența între dacă ai mai fost pe acolo sau nu. Dacă ai mai fost pe acolo, știi că nu sunt așa multe variabile și știi să le numești și știi cum arată și... Așa, că dacă ai mai fost pe acolo, poți să știi și ce nu mai vrei cu siguranță, dar nu neapărat știi. Deci poate să fie ce zici tu, plus sau ce sigur nu mai vrei. Și apropo de punctul de unde am pornit, mulți își doresc o firmă care să funcționeze fără ei, apropo de lucruri nespecifice. Sau îmi doresc un om care să îmi preia greutățile din zona asta, nespecific. Să-mi ia contabilitatea, vânzările de pe umeri. Iar tu te-am întrerupt. Te-a întrerupe? Cred că ăsta e unul din blocajele foarte mari, să înveți să gândești specific. Și aici nu cred că este vreo pastilă magică. Este mult lucru cu tine și setat foarte mult de obiective, multe obiective stabilite, așa corect cum ar trebui stabilite, să fie expus la un număr mare, cum dăm noi, de exemplu, în TBF Digital, avem și dăm 70 de exemple de obiective din diferite părți ale business-ului. Ai nevoie să fie expus la cum se face. Și apoi ai mai zis al doilea punct. Al doilea punct este să ai încredere, să nu trebuiască să ai control prin faptul că ești implicat. De obicei, asta e cel mai ușor, să ai control. Dacă ești tu acolo, dacă ești cu mâinile suflecate și faci tu. Aia e cea mai simplă formă de control. Da. Dar eu aici nu sunt, sau sunt de altă părere cu controlul. Pentru că eu nu cred că scopul este să n-ai control. Scopul este să ai alt tip de control. Și aici apare lucru care... Să ai control fără să fii tu acolo. Fără să fii tu cu mâinile suflecate, tu cel care pune mâna pe telefon, tu cel care e cu degetele pe tastatură.
Da, toate prostituatele astea mici de apar pe Facebook de dau sfaturi de business, toate povestesc despre că ca să crești ca antreprenor, trebuie să înveți să dai drumul la control. Ceea ce este un bullshit. Dacă dai drumul la control, compania ta se face în cap. Punct. Hai să nu o dăm pe bullshit-uri citite în cărți care... Nu. Orice companie se duce în cap. Dacă nu are control de undeva, din partea investitorilor, din partea antreprenorilor, din partea CEO-ului, trebuie să existe control de undeva. Dar românii n-au învățat cum să facă control prin evaluare corectă. Românii au învățat controlul pe, cum spunea Monica, pe conținut. Pe stai că te țin eu de mână, mă uit din spate ce faci acum și eu evaluez dacă e bine sau nu. Controlul antreprenorului se face prin evaluare și nu scapi, ai, de multe ori ai mai mult control printr-o evaluare corectă decât prin a controla procesul și conținutul. Dar ei nu știu cum și pe scurt nu e prea multă poveste aici. Stabilești obiective cu rezultate cheie clare și odată la 2 săptămâni te întâlnești cu liderul respectiv și trebuie să-ți prezinte progresul făcut pe acel obiectiv. Acum, dacă tu vezi după 2-3 evaluări că omul ăla e la mama dracu în spate față de unde a spus că va fi, păi ce ai nevoie de sirene să spună că omul ăla nu poate să ducă obiectivul ăla? Și atunci, ai două posibilități. Una, omul nu e bun. A doua, obiectivul e idiot. Acum, ca obiectivul să fie idiot, trebuie să spună omul ăla, nu tu. Am eu câteva distincții de făcut aici, de întrebat mai precis. Care e diferența pentru tine între monitorizare și control? Niciuna. Deci, unul și același lucru. Controlul este decizia de după monitorizare. Ok. Aia ți-a aduce control. Ok. Și ce fel de mindset ar trebui să ai ca să poți să faci un control care să te susțină în creșterea business-ului? Mindset? Mm-hmm. Cu ce abordare? Că poți să ai intenția de vreau să văd unde greșește pentru ca să-mi demonstrez mie că eu știu și el nu știe. Știi? Deci, cu ce atitudine să mergi în această monitorizare-control ca să poată să fie constructiv pentru business? Și eu voiam să întreb tot pe aceeași notă când ce ai spus mai devreme, știi, că ca obiectivul să fie idiot, trebuie să vină de la om. Și unde accepți de la om că nu e ok și unde nu accepți? Știi? Unde, când știi că are dreptate și că, da, mă, într-adevăr, a fost un obiectiv prosetat sau complet nerealist? Accept de la oameni care pot să-mi demonstreze asta. Adică, uite ce am... Ok, am acceptat obiectivul. Uite ce am făcut, uite ce am testat, uite din câte părți am încercat-o. Nu se poate. Mm-hmm. Dar dacă îmi vii după 2 încercări și tu mi-arăți că ai testat mai puțin decât testează un bucătar carnea, păi lasă-mă în pace, nu pot să accept aia de la tine, știi? Iar la mindset, bună întrebare. Cred că dacă vrei să-ți demonstrezi ție ceva în antreprenoriat, deja ai plecat pe alte cărări. Da, se întâmplă des. Știu. De-aia îi trimit la tine. Pentru că, sincer, eu nu știu cum să rezolv asta. Din perspectiva mea, antreprenoriatul trebuie să fie despre o misiune. O misiune care este mai mare decât tine. Altfel... Cum să zic, antreprenoriatul, din perspectiva mea, nu este o mare șmecherie. Antreprenoriatul este pur și simplu abilitatea de a face ceva mult mai mult decât ai putea să faci de unul singur. Asta e antreprenoriatul. De unul singur poți să ajung undeva, să devin maestru, expert, remarcabil, în primii 1%. Dar pot să construiesc până la un anumit punct. Vreau să fac antreprenoriat pentru că misiunea mea este mai mare decât ce pot eu să scot de unul singur. Dacă nu pleacă de acolo și pleacă de la stai să arăt eu nu știu cui câți bani o să fac eu, stai să
arăt eu ălora care m-au angajat înainte, că de fapt au fost niște dobitoci. Apoi, mi se pare foarte interesant, pentru că acum se promovează foarte mult asta, să faci business-uri pasive. Deci mi se pare pe bune. Nu știu părerea voastră despre asta, dar în momentul în care ai plecat cu ideea că tu vrei să construiești un business pasiv... Vrei să construiești ceva ca să pleci în altă parte. Exact, da. Exact. Nu e sustenabil din experiența mea de lucru cu oamenii. Cine asta vrea să facă, nu funcționează. Oricât încearcă și o lipsă mare de aliniere cu valorile. Nu e sustenabil ceva care nu e aliniat cu valorile tale. Putem să revenim puțin la subiectul cu mindset-ul? Că am o poveste să vă spun aici. Am lucrat cu un cuplu de antreprenori care la un moment dat au decis că vor să-și ia un CEO, dacă nu mă înșel. Cineva care să le preia business-ul, ei urmând să facă mai multe vacanțe și să se odihnească. A venit această persoană în firmă și reacțiile au fost: intră prea mult în detalii, vrea prea multe detalii legate de dealurile care le avem cu X și Y furnizori. Ca și cum ar fi fost un spion în firmă. Asta spunea cine? Angajații sau ei doi? Ei doi. Dar ce legătură am făcut adineaur, vorbind tu de viziunea mai mare, este că, de fapt, în momentul în care business-ul servește ție, familiei, confortul și îți dă confortul de care ai nevoie, e mult mai mare șansă să-l tratezi ca pe cel care intră în firmă, ca fiind ostil și ca fiind... De fapt, îți demonstrezi că firma nu funcționează fără tine, ca să fie nevoie de tine acolo, pentru că tu poți să fii sigur că îți asiguri traiul ăla de care tu ai nevoie. Dar asta nu poate să te ducă la ceva sustenabil după existența ta. Imposibil. E interesant cât de puțin oameni vor să construiască un business care să rămână după ei. De cele mai multe ori pleacă cu ideea să construiască un business care să ajungă la un punct cât ei sunt în viață. Nu după ei. Cred că dacă schimbi puțin mindset-ul, să construiești în primul rând să rămână ceva după tine, ajuns să nu mai fii chiar atât de... Și apropo, după tine înseamnă nu ca să lași ceva copiilor tăi, că aici intrăm în altă... Da, cred că sunt cumva ca la piramida nevoilor lui Maslow, știi? Sunt trepte, pentru că dacă nu ai bani, e greu să te gândești că o să lași ceva copiilor sau că o să faci ceva care să aibă impact peste generații. Și atunci, eu multe business-uri acum 10-8 ani le-am început ca să fac bani. Da? Hai să facem niște, un ban cinstit. Și hai să vedem, uite, am identificat o oportunitate, hai să vedem cum o materializăm, ne pricepem, putem să o facem, ne place, hai să o facem. După care, după ce ne-a fost bine și câștigam bine și nu mai era problema traiului de mâine și ne-am pus problema, now what, acum ce facem? Ne mulțumim așa cu puțin și ok, facem un ban cinstit și sau vedem cât de departe putem să ducem nebunia asta. Și de acolo a venit, pe urmă, toată viziunea și am început să ne jucăm cu ea după ce nevoile de bază au fost rezolvate. Da, multe business-uri observ că rămân acolo unde sunt acoperite nevoile. Acum am mașina pe care mi-o doresc ca antreprenor, mă duc în vacanțele în care vreau să mă duc, am casa, am avut grijă să iau un apartament și copilului sau să-i construiesc și lui o casă și that's it. Acolo se opresc, la nevoile, acoperirea nevoilor. Și asta e după diferite nivele de prosperitate pe care și le poate imagina fiecare. Dar multe rămân acolo. Cred că ăsta este un alt blocaj. Și mai ales la antreprenorii români. Își doresc foarte puțin de la viață. Și ne dorim foarte puțin de la viață. Dacă este să ne uităm puțin... O mașină puțin, bună, două vacanțe pe an, o casă... Și să las ceva copiilor musai. Exact.
stai că asta vine peste ne dorim nespecific și puțin. Exact. E un dezastru. Foarte puțin ne dorim de la viață. Lumea îmi spune mie că eu sunt nebun, dar mie mi se pare că sunt nebun doar în comparație cu ce își doresc ei. Că ce, că mi-am dorit să stau pe malul mării în Spania? Asta e de când a ajuns aia o nebunie. O nebunie este să faci ce vrea Musk să facă, să ducă omenirea pe Marte. Aia da nebunie. Dar recunoaște și tu că ești un pic nerezonabil uneori. Din nou, în comparație cu cine? În comparație cu Musk sunt cel mai cuminte copil din lume. Nici măcar nu trec de 12 ani. Măi, eu nu te văd așa. Eu te văd că împingi limitele imposibilului din ce în ce mai mult și e doar o chestiune de timp până globul ăsta o să fie prea mic, știi? Cu siguranță, așa sper să fie, dar de unde vine acest blocaj? Pentru că nu este doar al antreprenorului român, este al românului în sine. Ne dorim puțin de la viață. Aici experiența mea, ne dorim în măsură în care percepem că am avut niște voiduri în trecut, niște lipsuri, niște minusuri, niște viduri. Și dacă iei copilăria mea și generația mea, eu când am fost copil, în magazin vedeam oțet și conserve de fasole. Honestly speaking, așa a fost. Și dacă plec de aici și mă uit în spate, ce am acum e ultralux. Și dacă mă uit în spate, o să-mi doresc, o să spun întotdeauna că merge mai bine. Problema e că nu ne uităm suficient de mult în față legat de ce-i posibil, ci mai mult ne uităm să acoperim golurile din trecut. Da, adevărul e că majoritatea misiunilor pleacă din a acoperi un gol din copilărie sau din trecut, de undeva. Perspectiva mea e cam așa. Nu mai știu de la cine, cred că de la Sullivan. Dar e singura care pentru mine a făcut sens. Puneți scopuri stupide înalte, dar evaluează-ți progresul uitându-te în spate, nu uitându-te în față. Și din perspectiva mea, așa o văd să meargă. Oamenilor le e frică să eșueze. Și de-aia, probabil de-aia nu-și pun scopuri foarte înalte. Dar atâta timp cât te uiți la stele, dar după aia când te uiți în spate, băi, uite, totuși am urcat 5.000 de metri, am urcat 10.000 de metri, am urcat 20.000 de metri, poți să-ți menții motivația continuând să te uiți la stele. Dar poate mulți au încercat să se uite la stele, au stat 3 luni, 6 luni, încercând să ajungă la stele, n-au ajuns la stele, ai că obiectivele astea sunt prea mult pentru noi. Așa că hai să renunțăm puțin. Dar te face să te simți și foarte prost și foarte mic. Pentru că dacă te uiți la Elon Musk și te compari cu el, începi să crezi că ești un nimeni și că da, da, mi se întâmplă. Tu nu faci nimic pe lumea asta, adică de ce faci umbră pământului? Și începi să... Adică chestia asta cu obiectivele nu e chiar așa o joacă, știi? Nu e chiar așa simplu, pentru că poți ajungi să-ți negi propria ta contribuție pe lumea asta. În comparație cu alții. În comparație cu alții. Aici eu văd două lucruri. Unul este, poți să ai un vid legat de trecut și să cauți să-l tot acoperi pe ăla, dar în egală măsură poți să-ți creezi un vid legat de viitor, ceva ce e chiar important pentru tine să se întâmple, ca și contribuție, ceva mai mare decât existența ta. Și poți să-ți creezi vidul ăsta fără niciun fel de problemă. Dificultatea apare acolo, din experiența mea, unde vidul ăla legat de viitor e o fantezie care nu e aliniată cu tine și cu valorile tale, știi? Eu vreau pe malul mării, că Răzvan s-a mutat pe malul mării, dar eu nu am asta în mine și caut să pedalez foarte mult într-o direcție care de fapt nu e aliniată cu mine și o să-mi tot creez obstacole, pentru că eu de fapt și mintea mea caută să urmărească valorile mele adevărate, nu copy-paste Răzvan sau Elon Musk sau Ștefan sau oricare ar fi. Cred că foarte mulți oameni și inclusiv antreprenori sunt blocați în fantezii. În fantezii neverificate. Ei nu știu dacă
ei și-ar dori cu adevărat să fie antreprenori, unu. Ei nu știu dacă ăla e jocul care le place cu adevărat. Pentru că dacă e să ne uităm mult la ei, mulți dintre ei, lor le place să facă un job în business-ul ăla. Nu neapărat să fie cei care conduc business-ul ăla. Adică conținutul. Exact. Ne suflecate și... Ei din aia și au recunoștința, nu recunoștința, semnificația. Și au semnificația făcând ei X, Y, Z, nu poate să-și o ia din faptul că ei au adus omul și i-au dat obiectivul corect și apoi s-au dat în spate și apoi să aplaude pentru ce au reușit să facă. Asta e un foarte mare blocaj. Îndrăgostirea de expertiză și rămas la nivelul ăla din cauza asta. De-aia mulți oameni îmi zic că eu sunt rău. Pentru că sunt oameni care vin către mine și ești arhitect sau ești nu știu ce și ai un mic business și vii să mă întrebi cum pot să ajung la 100 de milioane și tu ești la 100 de mii. Și după ce stau puțin cu ei de vorbă, recomandarea mea este nici să nu încerce. Și... Cum? Vin la tine, mare guru, și tu zici, eu vreau, asta vreau, dar trebuie să mă ajuți. Asta pentru... Scuze, englezii au o diferență între business și practice. Da. Dacă ești medic, you have a medical practice. Deci practic ai tu practici medicina și ai un cabinet tot, dar nu se cheamă că ai un business. Ești un freelancer care are câțiva angajați, câțiva asistenți, să-i numim, că cam asta sunt. Da, sau încă doi medici care sunt, faceți echipă și aveți, împărțiți resurse comune, gen spațiu, da, ala, da, și asistenta și softul. Dar partea interesantă aici este că ai ridicat-o foarte mișto la fileu. Majoritatea antreprenorilor care au business-uri mici și sunt acolo de destul timp, ei n-au angajați, au asistenți. De-aia nici nu cresc. Mișto asta. Ei au asistenți. Asistenți la ce fac eu ca lead, ca cel care are compania, mă mai ajutați și voi să fac eu ce știu eu. Dar nu e... ca și cum au lider sau manager sau inclusiv angajați responsabili de ceva cu adevărat. Tot ei sunt responsabili, că așa e cu asistentul. Asistentul nu prea e responsabil. Tu ești responsabil de ce naiba e acolo. Da, cred că nu e rău chestia asta. Adică, până la urmă, dacă tu ești un arhitect, un medic, un tâmplar care tu vrei să ai autonomie și să-ți faci treaba ta și să ai doi asistenți și să te duci să închizi cabinetul sau atelierul când vrei tu și să te duci în vacanță când vrei tu și mai ai și un pic de probleme cu autoritatea și nu suporți să ai un șef, ok, foarte bine, dar nu pretinde că ești antreprenor, nu pretinde că vrei să crești la nu știu câte milioane. Exact asta spun. Pentru că eu nu le zic să nu continue. Eu le zic, nu, antreprenoriatul e calea. Tu nu ești omul ăla. Ceea ce nu se înțelege, și ăsta e un bullshit foarte mare, ei consideră că dacă pleacă, sunt arhitect și vreau să fac un business de 100 de milioane în arhitectură, ei cred că în continuare o să fac arhitectură. Nu mai face arhitectură. Face antreprenoriat. E cu totul altceva. Este ca și cum vreau să construiesc business-ul ăla în arhitectură și ce o să fac eu pentru următorii 40 de ani este să fiu grădinar. Pentru că cam asta e. Și partea și mai interesantă este că tu urăști grădinăritul. Da. Și ce le spun este, mă, tu ce vrei de fapt? A, păi că vreau 10.000 de euro, 20.000 de euro pe lună, vreau vreau să aia. Și îmi spui, păi da, trăiți iar familia, ca să vorbesc pe limba noastră frumoasă. N-ai nevoie de business pentru asta. Poți să trăiești tot lucrul ăla fiind freelancer, fiind extrem de bun în ceea ce faci, fără să-ți bați capul cu angajați, cu management, cu proceduri, cu responsabilități, cu evaluări, cu nu știu ce, făcându-ți arta ta.
Dar apoi întâlnim pe ceilalți care de fapt nu vor să accepte asta. Pentru că ei vor statutul de antreprenor. Dar cred că nici nu le dă cineva voie, știi? Adică nu le dă cineva permisiunea. Băi, e ok să fie așa. Relaxează-te. Nu trebuie să creezi un business. Și într-adevăr, cum spuneai tu, să faci ceva pentru care nu ești calificat, ceva care e mult mai greu și care poate nici nu-ți place. Aici am trimis eu câțiva oameni către tine cu boala asta. Tu poate poți să șeruiești mai bine. Și să se și dezdrăgostească de expertiza lor, adică să fie capabil să-i lasă pe alții să facă. Ca și proces mental, e o transformare destul de dificilă și trebuie să ai cu adevărat un void pentru asta, adică chiar să vrei, știi? Și dacă nu faci shift-ul de mindset, tot acolo rămâi. Adică, practic, e ca un fel de dependență pentru creier în care eu îmi iau satisfacția din X activitate. Și creierul trebuie să învețe și poate fi recondiționat că satisfacția să o iei din alt fel, din alt fel de activitate. Un exemplu este cu un copil căruia îi place foarte mult matematica, dar pentru examen trebuie să învețe și limba română. Și dacă îi arăți că, de fapt, limba română e un alt fel de matematică, o îmbrățișează. Știi, dacă are un soi de logică matematică, dacă o compunere are aceleași procese pe care le regăsești în matematică, zice, a, stai, e altceva. Un exemplu de genul ăsta este un client căruia îi place foarte mult muzica. În sufletul lui e muzician. Face meseria lui pe care o face, și meseria lui e relativ legată de armonie, de frumos. Însă, managementul este cu totul altă poveste pentru el. Nu îi place, îl urăște și se mai și compară cu alții care sunt foarte buni la asta. În momentul în care l-am invitat să se gândească la management, cum este managementul a conduce o trupă, a face o muzică în care mai multe elemente din business sunt de fapt instrumente muzicale care împreună lucrează să facă o unitate, el își găsește calea lui de a face managementul pe structura de la tine. Uh-huh. Da? Dar meaning-ul pe care îl dă departamentelor este o contribuție armonică la o muzică mare pe care o creează, care e a lui. Nu este un sistem steril pe care îl aplică. Uh-huh. Știi? Și practic e traducerea în limba lui a unui sistem de lucru pe care el îl disprețuia și acum îl vede altfel, pentru că e muzică, e aliniat cu el. Să poți să vezi cum e asemănător, nu cum e diferit, de fapt. Să poți să vezi cum ar fi asemănător antreprenoriatul față de ceea ce iubești deja. Mă întreb acum la cât se poate. La cât se poate? Adică, da, la cât se poate. Câți oameni pot să facă, de fapt, trecerea asta, să zicem, cu ajutorul unor astfel de unelte, câți pot să facă trecerea? Tehnic, oricine. Practic, trebuie să chiar vrei să fii dispus să schimbi lumea din jurul tău. În ce sens? Schimbarea asta de la fac expertiză la fac antreprenoriat vine cu o serie de schimbări. Nu poți să schimbi doar o parte a vieții tale, ca și cum nu poți să fii gravidă doar între 9 și 5, dacă ești tot timpul. Vine cu un ripple effect. Alte tipuri de oameni în jurul tău, prietenii care i-ai avut se uită altfel la tine, nu te mai apreciază, familia zice că te-ai schimbat. Și întrebarea e, ești dispus cu adevărat să-ți asumi toate costurile alea? Și mulți nu sunt, pentru că se gândesc că fac doar schimbarea asta și o să-mi fie bine. Dar pe urmă mergem cu alți prieteni în vacanță, care sunt aceiași medici cu care am lucrat împreună și eu gândesc diferit. Și ei zic că eu sunt nașpa pentru că gândesc altfel. Și atunci trebuie să îți asumi toate costurile acestei schimbări. Tehnic, la nivel de minte, e posibil. Totul e dacă ești dispus să plătești și
consecințele, costurile aferente, care oricum sunt, indiferent la ce nivel ești, ai serie de plusuri și minusuri. Aici ai o serie de plusuri și minusuri în sistemul în care ești. Businessul poate să crească până la un anumit nivel. Aici ai o altă serie de plusuri și minusuri. Vreau doar plusurile, dar minusurile nu sunt dispus să le asum. Și acolo apare problema. Un alt blocaj care îl văd la antreprenori este faptul că nu vor să-și asume minusurile. Minusurile antreprenoriatului. Sunt întrebat, știi, mă chinui de 10 ani. Să merg mai sus și uite că încă mă chinui. Și se așteaptă cumva la o compătimire. Dar, sincer, asta e realitatea. Da. Că puteai să fii mai sus, foarte, foarte adevărat. Dacă învățai mai repede sau dacă îți vedeai bullshit-urile mai repede sau dacă făceai antreprenoriat. Însă, cu toate informațiile, cu toate sistemele, dacă le știi, cu toate lucrurile, trebuie să accepți faptul că vreo 7-8 ani o să doară al dracului de tare. Doare, pur și simplu. Pentru că trebuie să te schimbi tu pe tine și de fapt asta doare. Nu neapărat riscul banilor sau riscul nu știu cui, riscul nu știu care, trebuie să te schimbi tu pe tine. Și asta doare. Apoi, vrei să faci antreprenoriat, dar vrei să fii relaxat tot timpul. Să ai mai mult timp liber, mai mulți exact. Bani și să ai mai puține constrângeri. Da, exact cum o femeie gravidă ar vrea să facă un copil sau un cuplu ar vrea să facă un copil ca să doarmă mai bine noaptea, da, să da, aibă exact. Mai puține griji. Să fie mai odihniți. Și mulți fac copii pe ideea că vor împlinirea de la copil, dar uită minusurile. Nu o să poți să dormi noaptea, nu o să poți să mai pleci în vacanțe, nu o să poți să mai X, Y, Z. Să te uiți la un film. Și apoi vezi copiii aia damaged, care ies de pe banda rulantă, unul după altul. Aici mi se pare că de multe ori, exagerând un pic arhetipurile masculin-feminin, de obicei depresiile postnatale de care se vorbește acum din ce în ce mai mult în media la femei, sunt cauzate de așteptări nerealiste că o să fie doar iubire, fără plânsete, fără țipete și fără oboseală, desigur. Și la bărbați... și la bărbați pe partea antreprenorială care visează că o să facă un business și o să aibă mai mult timp liber și o să fie mai odihniți și mai cu puține constrângeri și au în primii 2 ani, 3 ani, mulți intră în depresie sau dezvoltă frici groaznice și așa mai departe. Dar o mai știi pe aia, nu? Cu... Eu când o să fiu antreprenor, toți oamenii o să mă iubească pe mine. O să le ofer tot ce au nevoie, salarii mari, liber, pentru că sigur poți să faci business așa. Aș vrea să-i văd pe aia care reușesc să-și mulțumească toți angajații. Apropo de blocaje, ăsta este unul dintre cele mai importante, că o parte sau mulți sau fiecare la diferit nivel nu e dispus să-și asume partea întunecată, aia zice, eu spun own your bitch, știi? Adică asta e proces de-a dreptul, pentru că la diferite nivele cauți să faci pe plac diferitor persoane din jurul tău și practic businessul poate să crească până la nivelul la care vrei să faci pe plac diferitor oameni din jurul tău. Dacă îți asumi să fii nașpa, neplăcut, disprețuit, judecat, criticat, practic ăla e nivelul până la care poți să-ți asumi creșterea business-ului. Și atâta vreme cât vrei să mulțumești toți angajații, toți clienții, mai ai și 3 consultanți de care să asculți, e un mess-up mare, care dacă se poate să și contrazic, știi, ca să fie... Monica, tu de obicei spui, adică mergi pe legea dualității și a polarității și arăți că
lucrurile sunt compuse din două părți, din lumină și întuneric, din cald rece, sunt tot timpul perechi de contraste și practic când vrei doar o parte a monedei, practic nu poți să ai moneda, nu, când vrei doar bine, vrei doar partea ta, doar să fii de treabă și să fii nice cu oamenii și să le dai la toți de toate, practic când nu-ți asumi cealaltă parte care e egală adevărată, nu poți. Și dacă limita ta e că poți să fii atât de nașpa, doar atât, atunci doar atât de bun o să poți să fii. Și dacă vrei să fii doar pozitiv și doar bun, cealaltă parte vine și îți dă o scatoalcă, știi? Când te centrezi, gata, o să fiu drăguț cu toți angajații, nu mai strig la ei, știi? Și pe urmă vine unul și ți apasă butonul, ca intenționat, știi? Și pe urmă, scoate dracii din tine. Asta e legea escalării eristice, dar se întâmplă și asta. Dar mai ții minte când veneam la tine în companie și spuneam, ok, e nevoie de bonusuri pentru lucrurile care se fac peste... Așa, și e nevoie de consecințe pentru responsabilitățile care nu se fac. Și erau destui manageri, câțiva dintre managerii tăi, care spuneau că vroiau să-mi demonstreze mie că se poate face management doar cu partea aia. Support și challenge. Eu nu aveam probleme cu ei, aveam probleme cu tine. Că datorită ție credeau aia. Da. Nu știu de ce, asta cred că este un blocaj foarte mare. Credem că putem să facem misiunea aia doar cu bine, doar cu a fi prieten cu oamenii, doar cu a da bonusuri, doar cu a angaja fără a concedia. Putem să intrăm și pe o latură un pic mai filosofică a subiectului? Dacă nu se supără vreun pescăruș, dă-i drumul, doamne. În momentul în care vrei o misiune, care misiunea implică doar pozitiv, pentru că în lume există un echilibru de fiecare dată, de fapt, tu co-creezi în același timp opusul undeva în lume. Deci, practic, dacă în misiunea ta sunt incluse opusele complementare și suport și challenge și plus și minus și legile acestea, dualitatea, practic, atunci e sănătos și poate să crească chiar exponențial, pentru că ai bonus și consecințe, ai suport și challenge. Dacă vrei doar pozitivul, odată că vine negativul și îți dă câte o scatoalcă, ca să fii obligat să-ți asumi partea aia pe care o refuzi și în același timp că o creezi în lume, undeva, opusul a ceea ce vrei tu. E ca și cum noi trei ne hotărâm că facem o misiune doar pentru pace, noi îi creăm pe ceilalți care fac război și care sunt opusul nostru egal în același timp. Da. Și e o responsabilitate mare, știi? Asta de fiecare dată încerc să o explic antreprenorilor. Tu o explici mai frumos, mai cu calm, mai cu zâmbetul pe buze. Probabil că de-aia o preiau mai bine de la tine. Uite-te la mașini. Mașinile au rezolvat probabil una dintre cele mai mari probleme ale omenirii. Dacă nu erau mașinile, nu ajungeam nici pe departe unde suntem acum. Să putem să ajungem atât de repede ca informație, ca mărfuri, ca toate lucrurile, ca să ne dezvoltăm toți. Dar ne uităm la partea neagră a mașinilor. În Londra, în mijlocul Londrei, puteai să mergeai mai repede înainte de inventarea mașinii decât mergi acum. Statistic și demonstrat. Să nu mai vorbim despre ce se întâmplă cu mediul și celelalte lucruri. Orice invenție, orice lucru bun are partea lui negativă. Dar acum că tot ai ridicat-o la fileu, totul să o și rezolvi. Ce faci cu oameni? Pentru că să poți să crești cu adevărat, trebuie să le accepti, cum zicea Ștefan, pe amândouă, ambele părți ale monedei. Trebuie să accepti părțile bune care le aduce misiunea ta și să accepti părțile negative pe care le va aduce misiunea ta. Dar partea interesantă este că de fiecare dată sunt la același nivel. Adică nu poți să minimizezi răul decât dacă minimizezi binele. Nu poți să maximizezi binele decât dacă maximizezi și răul. Cum pot oamenii să accepte chestia asta decât dacă sunt mai puțin mai nesimțiți?
Să vadă dezavantajele pozitivului și beneficiile negativului. Pentru că așa echilibrezi. E ca și cum ai polarizare. Asta e negativ, asta e pozitiv. Atâta vreme cât cele două sunt separate și nu sunt unite, consumă energie să fiu între ele, să merg de la una la alta. În momentul în care te întreb care sunt beneficiile negativului, aduc la mijloc, acolo unde nu mai am polaritate, și dezavantajele pozitivului, aduc la mijloc, acolo unde nu mai e polaritate. Toată chestia asta trebuie să fie calitativă și cantitativă. Adică trebuie să ai suficient de multe exemple, tu știi că te-ai distrat cu asta, și trebuie să fie semnificative pentru tine, adică trebuie să fie legate de valorile tale. Și atunci ai echilibru și integrezi paradoxul de la nivelul ăla. Apropo de discuția mai devreme de lucruri contrare pe care le crezi și amândouă sunt adevărate și nu te lasă să mergi mai departe. Dacă le integrezi, integrat înseamnă că dizolvi polaritatea, o transformi. Faci saltul la nivelul următor. Asta e modalitatea în care eu explicam înainte cum se întâmplă evoluția, ce am observat eu. Majoritatea oamenilor sunt într-o extremă, fie ea în antreprenoriat, în business, în viață, nu contează. De exemplu, mulți știu să fie foarte bun cu oamenii sau mulți știu să fie dictator cu oamenii. Sunt într-o extremă și de fiecare dată cum explicam lucrurile astea erau că vei reuși să treci la nivelul următor în momentul în care vei fi la fel de comportabil în extrema asta, în extrema opusă, cum ești în asta. Nu înseamnă că va trebui să stai 100% în ea, pentru că nu despre asta e viața, să fii doar dictator sau doar bun, dar să poți să fii confortabil, la fel de confortabil în ambele. Când s-a întâmplat asta, scuză-mă, creezi un al treilea punct, ca un triunghi. Dar partea interesantă este că din nou ești într-o extremă. Și punctul ăla care l-ai creat din echilibru celor două creează o altă extremă mai încolo. Și trebuie să te duci din nou acolo. Dacă poți să duc mai în concret, asta că ție îți place chestia cu consecințele, dacă ești ok, majoritatea oamenilor cred că sunt ok să aplici o consecință de 10 lei. Adică și în glumă dacă o dai, zici, băi, dăm 10 lei, nu cred că o să fie grav. Dacă nu e ok 10 lei, 1 leu. Dar sigur ești ok la 1 leu. Probabil acolo nu are nimeni o problemă cu asta. Și dacă ești ok să aplici o consecință de 10 lei, să punem cu 10 lei și să dai un bonus de 10 lei, fără să simți că, nu știu, să-ți faci o grămadă de gânduri noaptea să nu ai mâine o să dau o consecință de 10 lei. Nu, n-ai nicio problemă cu asta, pur și simplu, și în glumă dacă o spui, dai 10 lei, dăm 10 lei și e ok. După care, dacă ai atins nivelul ăsta în care nu ai emoții, nu ai, cum să zic, strângerea în piept că trebuie să faci asta, următorul nivel să zicem că e 100 de lei. Ești ok să aplici o consecință de 100 de lei fără să ai o mulțime de gânduri, frici, temeri, pur și simplu să faci asta, să zici, ok, ai o consecință de 100 de lei. Și la fel să dai un bonus de 100 de lei fără să... Sari în sus de bucurie. Exact. După care, 1000 de lei. Să zicem că ai trecut de nivelul de 100 de lei, da? Următorul nivel, mai punem un zero, să aplici o consecință de 1000 de lei. Sau să dai un bonus de 1000 de lei, la fel, fără să simți că... fără să ai second thoughts, fără să ai alte gânduri. Și crești suma asta, 10.000 de lei, 100.000 de lei, până unde poți să aplici, să dai suport și challenge, suport și provocare cu bonusuri și consecințe, de exemplu, fără să nu dormi noaptea. Fără să te dezechilibreze pe tine. Da, fără să te dezechilibreze pe tine. Da, practic fără să simți niciun fel de emoție. Să fie clar, curat și să fie din... Nu ca reacție la ceva, ci ca decizie fără emoție. Exact ca și cum ar fi, ca și cum ar veni cineva să-ți ia ție 10 lei sau să îți dea 10 lei, nu o să facă mare diferență pentru tine. Dar ca să o faci tu altora, ca antreprenor sau ca manager,
acolo arată nivelul până la care ai, ți-ai îmbrățișat cumva lumina și întunericul din tine, partea nașpa și partea faină, cu cifre, știi? Uite, exact. Acolo ești. Știi că eu, probabil că amândoi știți că eu întrebam, cred că și pe tine te-am întrebat la un moment dat, când am început noi să lucrăm împreună, câți oameni ai dat afară? Și este una din întrebările din care eu îmi dau seama dacă un om este pregătit la nivelul de antreprenoriat sau nu. Una din ele. Și asta pentru că de fiecare dată când aud și o zic cu mândrie, am 30, 50, 100 de angajați și am concediat 2-3. Mi se ridică toate beculețele. Pentru că îmi dau seama că tu nu ești confortabil să faci aia. Și tu când dai un om afară, îl dai afară pentru că ești obligat. Nu mai poți să mai suporți în interior durerea sau ce-ți creează omul ăla. Și mi se pare groaznic, pentru că nu așa ar trebui să fie concedierile. Concedierile ar trebui să fie cum eu cu Ștefan ne apucăm și jucăm Monopoly și mă enervează la Monopoly, să zicem, nu-mi place cum joc cu el Monopoly, să zicem, frate, de mâine nu mai jucăm Monopoly. Dar nu se schimbă nimic altceva. Doar că de mâine nu mai jucăm Monopoly. Asta e tot. Asta e tot ce spune o concediere. Băi, de mâine nu mai putem să jucăm jocul care ne-am angrenat să jucăm împreună. Da, dar la Monopoly ești ok. La 10 lei ești ok. Nu îți faci 1000 de gânduri noaptea că faci exact. Aia. Exact. La 1000 de, la 10.000 de lei nu mai ești ok. Și știu când am, cât am lucrat eu cu mine ca să pot să aplic o consecință mai serioasă, mi-a luat 2 luni ca să fiu eu ok și să-mi dau seama, ok, am nevoie să-mi îmbrățișez întunericul din mine și partea nașpa ca să pot să cresc, că altfel, ok, ăla e plafonul. Aici o steluță. Dacă stai să gândești la un business, mi se pare primul nivel, ăla de 10 lei, la care să fii dispus să nu-i faci pe plac angajatul. Știi? Pentru că dacă nu depășești nivelul ăsta, rămâi practic în capcana de a face pe plac angajaților. Și o să crești cu business-ul exact până la nivelul la care ești dispus și ai capacitatea să faci fericiți 10, 20, 30 de oameni. Știi? Dacă crești la nivel mai mare, care e nivelul până la care ești dispus să nu faci pe plac cuiva sau să strici barierele mentale, morale, emoționale ale altora? Până la ce nivel ești? Pentru că sunt mulți antreprenori care n-au depășit nivelul de mama și de tata. Tata e supărat pe mine că fac antreprenoriat pentru că el ar fi vrut ca eu să fiu angajat în bancă, mă critică și ăsta e unul din motivele pentru care eu mențin business-ul la nivelul ăsta. Pentru că dacă aș crește și aș face un salt și mi-aș asuma că am dat afară pe cineva care a fost ca tata, aș pierde legătura cu el și nu pot. Deci mulți sunt blocați inclusiv la nivelul ăla. Are sens? De asta tot spun de foarte multe ori, tu nu ești antreprenor, tu nu ești manager, tu ești mami, tu ești tati. Nu asta. Am avut o discuție cu unul din antreprenori la care țin cel mai mult și singurul motiv pentru care încă îi mai ajut este pentru că îmi este drag ca om, dar dacă este să o iau cum iau majoritatea lucrurilor destul de rece, n-ar trebui să mă mai implic acolo pentru că sincer, nu cred că poate. For the record, nu e vorba de mine. Nu e vorba de tine. Nu are familia acasă. A sacrificat totul pentru business. Acasă nu are familie. Și ce a făcut? Ce faci când nu ai o familie ok acasă? Ți-o construiești la birou. Și este de 10 ori mai greu să nu fii mama și tata la birou dacă tu nu poți să fii, să ai rolurile alea în altă parte, dar nu în business. Și eu am făcut asta mult și Monica mi-a tot atras atenția la început, că noi suntem mulți, trei băieți și trei fete, eu sunt cea mai mare și
tot recream frații și surorile de care s-am grijă. Da, eu din motive egoiste voiam ca să fie, să joace rolul de tată pentru mine. Tu ai daddy issues. Uite, am eu o întrebare, că să fac o mică recapitulare aici. Deci am zis, primul blocaj ar fi faptul că au dorințe nespecifice antreprenorii. A doua e că își doresc puțin. Nu știu de ce îmi vine să vorbesc la persoana întâi, dar o să mă abțin. Al treilea e că suntem îndrăgostiți de ceea ce facem. Uite, acum am vorbit la persoana întâi. Doar de o mică parte din ceea ce facem. Da, exact, de expertiza noastră. A patra, că nu vor să-și asume minusurile antreprenoriatului, da, acei 7-8 ani de care spuneai, în care e similar cu un copil mic. Și a cincea, că nu își asumă partea întunecată. Acum, dacă ar fi să-ți fac o evaluare ție pe aceste 5 puncte, tu stai foarte bine la dorințe specifice și știi să le formulezi foarte bine. Îți dorești mult, asta încă nu-mi dau seama cum o faci. Pe prima am înțeles-o, că ca să ai dorințe specifice trebuie să treci prin multe obiective și să înveți din chestia aia. Nu ești neapărat îndrăgostit de expertiza ta, că am mai tot vorbit noi că ești un leneș inteligent și nu știu dacă norocul tău e că ești leneș sau că ești inteligent încă. Și îți asumi minusurile și e foarte confortabil să trăiești cu durerea mult timp, ai o mare toleranță la durere și să-ți asumi partea întunecată. Asta îmi place la el. Asta îți place, da, la el? Da, că îmi place la tine, că îți dai voie să fii rău. Da, 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 da. Da, cum spun oamenii, că sunt arogant. Nu îmi place când o faci cu mine, dar îmi place așa de mult când o faci. Da, uite, ce nu înțeleg eu e cum faci să îți dorești mult. Că celelalte m-am prins un pic cam cum le faci, da. Asta e de cum îți dorești mult sau din ce în ce mai mult, că e un progresie aici. Cum faci asta? Nu cred că e ceva la care am lucrat. Cred că Monica ar putea să răspundă mult mai bine decât mine cum ajunge acolo, pentru că unele chestii pot să spun despre mine că am lucrat foarte mult să ajung acolo. La fel, în management. Pentru mine managementul nu mi-a plăcut niciodată. Eu am învățat și am trecut prin ce am trecut și am făcut sisteme de management și am fost în atâtea companii cu un singur scop. Să nu trebuiască să fac management. Adică să... mai au o șansă și cei care urmăresc asta și deja se simțeau complexați. Acum. Managementul pentru mine este spălatul pe dinți. Nimeni nu sare de plăcere în sus să se ducă să se spele pe dinți, dar dacă îl faci, ai beneficii. Sau invers, dacă nu îl faci, o să fie sau dacă nu îl faci, ai dezavantaje. Și atunci managementul pentru mine a fost cum pot să-l minimizez la maximum, cum pot să-mi petrec cel mai puțin timp pe management ca să pot să-mi petrec timpul pe lucruri care îmi plac cu adevărat. Dar pe partea de să-ți dorești mult, am fost vreodată în care mi-am dorit puțin. Nu mă știu să nu fi fost așa, de asta spun. A spus mai ales la cartofi prăjiți. Da, mulțumesc, dragă nevastă. Răzvan, poți să-ți reamintesc de o poveste pe care mi-ai zis-o despre tine în copilărie? Nu mai țin minte detaliile, e din ședința noastră. Poți să zic de ea? Da, dacă nu, se taie la editare. Nu, poți să zici. Știi, când am discutat despre faptul că misiunea ta era din totdeauna să vrei lucruri nerezonabile și mi-ai povestit o întâmplare, nu mai țin minte detaliile, cu un stâlp.
că voiai să ridici un stâlp, să cobori un stâlp să, și s-a stricat ceva, dar era o chestie nerealizabilă și ai căutat să o realizezi. Mai ții minte povestea? Nu mai ții minte, erai copil. Stâlp? Da, era ceva stâlp. Nu mai știu exact care era povestea. Voiai să-l ridici într-un fel și pe urmă a căzut. Nu ți-amintești? Și că ai încercat de mic, că era o poveste de când erai copil, că ai încercat de mic lucruri nerezonabile, lucruri care teoretic nu se puteau face. Și asta da, nu știu care e povestea cu stâlpul. Dar nici de, eu nu știu, da. De mic am făcut prostii. Multe. De asta câteodată toată lumea te întreabă da, tu de ce nu faci copii? Sau voi de ce nu faceți copii? Și mi se pare cea mai idiotă întrebare posibilă. Pentru că întrebarea corectă ar trebui să fie, dar voi de ce faceți copii? Nu eu de ce nu fac copii. Pentru că tu ar trebui să-ți asumi ceea ce faci, nu eu să-mi asum ceea ce nu fac. Dar cel mai frumos răspuns la ăla este când întreabă, dar voi de ce nu faceți copii? Din păcate, nu putem, nu se poate. Și toată lumea se plouă și se... Aoleu, dar îmi pare rău, dar ce se întâmplă? Băi, din tot sufletul nu ne dorim. Mai e și o variantă, mai e și o altă variantă la asta, știi? Dacă tot îți asumi așa partea întunecată și îți dai voie să fii rău, ce copil ar suporta atâta, știi? Nu știu. Dar mă gândesc la părinții mei prin ce au trebuit să treacă cu mine. La 5 ani sau la 6 ani mi-a adus unchiul meu, mi-aduc aminte, eram la țară, mi-a adus unchiul meu carbid. Nu știu dacă știți ce e. E ca o piatră, ca o... Care pocnește, nu? Pui apă pe ea și scoate gaz CO2 care apoi ia foc gazul ăla. Și pentru ce era folosit, pentru ce mi l-a adus mie unchiul meu, a fost, dădeai o gaură la o cutie de nes, dacă mai țineți minte cum erau cutiile de nes, puneai puțin carbid în cutie, puneai capacul, puneai puțin apă, puneai capacul, o lăsai puțin și la gaură te duceai cu chibritul și sărea capacul și bubuia. Am făcut asta de 3-4 ori, dar după aia așa pierdut tot sensul. Așa că m-am dus, am luat o conductă care am găsit-o în curte, o țeavă groasă așa, i-am pus un capac la un capăt, o conductă de vreo 2 metri și ceva. Și pentru că nu puteam să o țin, am ridicat-o și am rezemat-o de casă. Asta era stâlpul, mă. N-am ridicat. Apoi am luat tot carbidul care mi l-a adus, care era mult. Și am pus tot carbidul în asta. După care am turnat apă și am vrut să mă duc cu chibritul de data asta la gaură, dar m-am gândit așa, mi-a început să mi se facă puțină teamă. Așa că am luat-o din asta lungă și când m-am dus și am dat foc la aia, a sărit acoperișul lui bunica mea în aer. Prostii de genul ăsta, de când sunt mic, n-am putut niciodată să accept că voi trăi. Cum să zic, îmi iubesc părinții din tot sufletul. Pentru mine mama este Dumnezeu. Însă n-am putut să accept să duc viața pe care eu o duceau. Și asta pentru că erau într-una discuții despre bani. Mai era mereu multă lună la finalul banilor. Mă uitam în lume și vedeam mașina aia și vedeam aia și vedeam cealaltă și mama și cu tata cumva se... Am ajuns la ideea că ei nu vor avea niciodată aia. Și eu nu puteam să accept asta. Dar acum că vorbesc despre asta, din un loc din care a venit a fost că nu știu cum s-a făcut în copilăria mea, că părinții mei erau oameni, nu săraci, dar modești, dar toți prietenii lor de familie erau oameni cu bani. Și eu am copilărit lângă copii cu bani. Copiii cu bani nu sunt tocmai de treabă. Și au grijă să scoată în evidență lucrul ăla. Și durerea aia m-a urmărit foarte mult, pentru că Ștefan a zis, mulți încep business-uri doar ca să facă bani. Așa am început și eu. Am zis, eu nu vreau să am viața aia.
Și am avut nevoie de un mentor care să-mi arate că pot să fac, să-mi schimbe cumva perspectiva și să-mi arate că a face bine și a face bani nu sunt două lucruri care se bat cap în cap. Dar apoi am avut nevoie de alt mentor care să-mi arate că nu poți să faci doar bine, pentru că o luasem pe partea cealaltă. Abia atunci am început să cresc. Până atunci, nu. Și doi, bă, mă plictisesc dacă nu. Andreea știe, la un moment dat m-am săturat de business și am zis, ok, îmi iau ceva timp liber și mă uitam eu pe YouTube la videouri cu CNC-uri, mașini cu control numeric de frezare. Și am zis, nu știam nimic, nu știam mecanică, nu știam electronică, nu știam absolut nimic din toate astea. Și am zis, ok, mă apuc, stăteam într-un apartament atunci, în București, în mijlocul Bucureștiului. Și am făcut în living, atelier, și am construit un CNC de la zero. Asta doar că să nu mă plictisesc. Nu pot. Și cred că fiecare ar trebui să-și găsească nebunia. Cred că fiecare o are într-un context sau altul al vieții. Numai că societatea și mai ales societatea românească te împinge să-ți diminuezi nebunia aia. Să corespunzi. Să corespunzi, să fie mai acceptabilă puțin. Când eu cu Andreea am zis, dintr-o dată, când ne-am hotărât, eram la părinții mei acasă, că eram praf de oboseală. Și am zis, hai să mergem la părinții mei, că au casa în pădure, nu ne deranjează nimeni. 3 zile stăteam în pat și atunci am luat decizia că în 30 de zile noi ne mutăm în Spania. Nimic pregătit, nimic, nu știam unde și așa mai departe. Nu a fost nimeni de lângă noi, nu tu prieten antreprenor, nu tu partener, nu tu nimeni care să ne susțină în chestia asta. Nimeni. Maica mea a fost singura, dar nu pot să zic că ne-a susținut. Maica mea a zis, mamă, dacă așa vreți voi. Adică, față de toate celelalte cazuri, asta a fost susținerea. Știi? Cred că trebuie să-ți găsești lucruri care să fie mereu nebune, să le consider nebune. Și să nu-i lași pe ceilalți să te doboare. De ce? Cred că de ce mi-e frică este să ajung la 80 de ani și să simt că n-am făcut ceea ce puteam să fac. Nu știu, fiecare este cu religia lui. Și fiecare crede în Dumnezeu sau nu. Pe mine nu mă deranjează în ce crezi atâta timp cât faci bine. Dar nimic nu este garantat. Nu știm cu adevărat ce este după. Și atunci când ajungi la final, dacă stai puțin și... Eu am avut norocul sau nenorocul să trec pe lângă moarte de câteva ori în viață. Pe lângă o moarte aproape sigură. Și ăla e momentul în care te face să te uiți în spate și să zici, ok, chiar am făcut tot ce puteam să fac. Sau unele nu le-am făcut de rușine, sau unele nu le-am făcut de ce ar fi zis X, Y, Z. Și te schimbă chestia asta. Cumva mi-aș dori ca orice om să treacă pe lângă moarte, dar să nu... îi se întâmplă. Doar să treacă. Bine, pe mine mă îngrijorează că tu, dacă spargi orice norme, creezi opusul tău egal și creezi supuși în aceeași măsură. Eu cred că sunt deja acolo. Ei l-au creat pe Răzvan. Aha, ok, și așa, corect. Îmi trebuia unul suficient de nebun care să... Bă, dar cu ajutorul tău, Monica, am ajuns să accept cumva bucuria și corvoada antreprenoriatului. Pentru că înainte să lucrăm noi, eram echilibrat în multe chestii.
cumva chestia asta cu dualitatea, că ți-am și povestit aia cu trebuie să treci într-un extrem în altul, nu aveam atât de bine explicată ca tine, dar asta o observasem. Dar nu pot să spun că acceptasem cu adevărat durerea care vine la pachet cu partea bună pe care o creezi. Cumva totuși speram undeva în spatele minții că va fi un moment în care voi face lucrurile atât de bine și atât de mișto încât nu o să mai fie parte. Și de asta trăiam foarte destul de stresat în antreprenoriat. După ce am acceptat că ok, o să fie la fel de nașpa tot timpul, cumva aia te eliberează. Într-o altă formă. Exact, doar aia te eliberează. Mulți cred că aia te face să nu-ți mai dorești. Că zici, bă, dacă va fi la fel de nașpa tot timpul, atunci la ce să continui să crești? Numai că e la alt nivel nașpa. Da, și dacă îți pui întrebarea așa, nu neapărat e în valorile tale. Pentru că în valorile tale ești dispus să-ți iei un nașpa de nivel mai înalt, odată ce l-ai integrat pe cel de acum. Că ți iei challenge-uri de în ce în ce mai mari, nu te oprești nici tu. Păi asta zic, vreau să văd cum e cu datorii de miliarde de dolari. Nu cu datorii de câteva zeci de mii, sute de mii de euro la bănci. Adică astea sunt... Nu te mai deranjează. Da, oricum, cele mai faine momente din lucrul nostru împreună au fost cele în care mi-am dorit mai mult și am lucrat împreună să ne dorim mai mult pentru business. Ce putem face ceva nebunesc mai mult de atât? Nu au fost neapărat rezolvările de probleme operaționale, cum facem asta, cum facem cealaltă, nu. Ce am putea face ceva next level, ce am putea face ceva extraordinar. Și mă gândesc cu drag la momentele alea și îți mulțumesc pentru ele. Sunt câteva momente acolo, am și eu o cutie specială, dar a mea e roz. Și sunt acolo acele momente. Da, mulțumesc și eu pentru tot. Bun, noi ne cunoaștem, nici nu mai știu de când. Când am început noi să... E cu vreo 10 ani. Prima oară când te-am cunoscut, te-am suportat deloc. Nici eu pe tine. Deci, chestia aia care zicea Andreea că oamenii încep, că la început când l-am cunoscut era arogant, eu sunt primul care pot să spun treaba aia. Deci, dar și cred că sunt și... că am și dreptate, adică... Cred că aveam o doză mare de aroganță cu 10 ani. Cred că, da, e mai mult de 10 ani. Stai un pic, îmbătrânesc și... E mai mult de 10 ani. E mai mult de 10 ani, cred că sunt vreo 15. Aveai media kinder-ul pe atunci. Da, da, 15 ani. Tu cum faci să-ți dorești mai mult? Te uiți la problemele care le creează Ștefan, zici, ok, trebuie să fac mai mult. Am o dorință. De fapt, e tot bazat pe o durere din trecut, că pentru mine legile universale au făcut foarte mare diferență și să pricep cum funcționează lucrurile și să înțeleg că, să văd că așa e și să găsesc un set de reguli despre lume care spun că așa e, pentru mine a făcut o foarte mare diferență. Și acum uneori mai zic la Ștefan, în momentele alea cheesy, hai, te rog, spune-mi că o să fii tot timpul lângă mine. Și el zice, nu tot timpul, doar că te susțin în valorile tale, get real, știi? Și întotdeauna îți pică bine realitatea asta, știi? Că mai ai atașamentul ăla de povești, de albă ca zăpadă. Acum am învățat, nu mai fac așa. Acum zic, da, o să fiu. Da, dar tot ai atașamentul ăla. Dar ce important este că am înțeles cum funcționează lumea. Și cred că lucrul ăsta ar fi esențial să fie în fiecare casă și în fiecare firmă, știi? E ca și... Partea fundamentală. Da. Și dacă înțelegi chestia asta și lași un pic toată povestea de cum ar trebui să fie, ce ai învățat de la mama, tata, bunici, biserică, școală, toți aia care spun trebuie să corespunzi. Și durerea mea e aia, că eu foarte mult am vrut să corespund.
Și la un moment dat, la sfârșit de zi, oricât voiam să corespund, îmi dădeam seama că, frate, corespund la toți care sunt aici, dar la sfârșit de zi îs goală, lipsită de energie, pentru că nu-mi corespund mie. Și legile universale au făcut diferența asta pentru mine. Și am zis, știi ce? E ok să fiu și drăguță și așa. Tu ai fost primul care m-a amenințat pe plajă că dacă m-a bătut cineva punând întrebările astea, am zis, sunt confortabilă cu asta, e ok. M-a întrebat după aia încă unul dacă umblu cu bodyguards pentru întrebările care le pun. Am zis, nu, e ok. Dar după aia mi-am dat seama că, de fapt, asta este darul pe care pot să-l aduc în lume și ce îmi doresc este ca fiecare să le știe, știi? Acum, fiecare poate e prea mult, dar în fiecare casă, în fiecare firmă să fie o persoană care înțelege principiile astea și poate să pună o întrebare care poate să schimbe toată perspectiva. Practic, suferința, transformarea, toate pot să fie accelerate sau să treci peste ele să fie accelerat dacă știi asta. Și eu știu că am fost mama dramelor, deci regina suferințelor și ce bine mi-ar fi prin, știi, să pot să trec mai repede peste ele. Și asta îmi doresc. Uneori mă întreb dacă e din mine chestia asta cu adevărat, dacă mă ține să duc lucrurile până acolo. Și așa, încet, încet văd că crește bulgărele astea, știi? Și am zis, ok, se poate, mai am treabă, 20-30 de ani. Doar atât? Probabil și mai mult, dar văd că în 20-30 de ani se pot face foarte multe în direcția asta. Mi-aduc aminte de discuție cu părinții. La 17 ani sau ceva de genul, nu mai știu, 17-18 ani, m-au pus, era, mi-aduc aminte, în apartamentul al mei era canapeaua pe o parte, cred că erau clasice blocurile de pe vremea lui Ceaușescu, canapeaua pe o parte în sufragerie, un fotoliu, masă, fotoliu și în partea aia, la loc de cinste, televizor. Și ei doi mereu aveau locul lor, mama avea fotoliu de lângă ușă, tata pe celălalt. Și se enervau dacă te puneai, el era locul lor. Și acum când erau de transmis informație lui Răzvan, eu stăteam pe canapea. Și m-au chemat și m-au pus pe canapea. Ce zis, mama, trebuie să vorbim. Deci, tu trebuie să-ți faci o viață fericită. În primul și în primul rând, trebuie să intri la o facultate bună. În al doilea rând, trebuie să-ți găsești o fată cu minte. După facultate, te căsătorești, faci un copil până la 30 de ani, te muți înapoi aici, îți găsești un job stabil și vei fi bine, mamă. Vei fi fericit. Mi-au dat exact procedura societății. Asta e procedura de viață fericită. Și singura mea întrebare la momentul ăla a fost, bun, și voi de ce nu sunteți fericiți? Nu s-a mai vorbit cu mine o perioadă, dar răspunsul tot n-a venit. Adică a venit în certuri, a venit în ce crezi că banii sunt tot în viață și faptul că noi nu avem banii altora, crezi că nu suntem fericiți. Și numai că pentru mine nu făcea sens. Când îți petreci 70% din timp vorbind despre probleme de bani, nu spune că ești fericit. Când... Eu într-un moment similar l-am întrebat pe tata, îți dai seama că dacă eu te ascult pe tine, nu o să pot să ajung mai departe decât ești tu acum și decât nivelul tău? Câți ani aveai? Tot așa, înainte să plec de acasă, deci înainte de 18 ani. Tatăl tău fiind preot. Da. Păi da, în industria aia unde vrei să fii mai sus? Poți? Să nu e neapărat în industrie, da. Poți să fii. Răzvan, uite, am vorbit până acum de blocajele antreprenorilor, despre ce să nu faci, despre ce te ține pe loc, despre ce te ține blocat. Ce poți să faci? Care ar fi varianta
pe pozitiv așa, ce te duce înainte, ce te, ca antreprenor, ce te, în loc să te țină blocat, te face să înaintezi. Sunt câteva părți fundamentale pentru un antreprenor când vine vorba de a-și conduce compania. Prima pe care trebuie să o înțeleagă și de fapt e un blocaj foarte mare este că nu poate să o facă de unul singur. Nu, și mai ales nu poate să o facă cu oameni mai jos ca el în fiecare expertiză. Nici dacă e bărbat nu poate să o facă de unul singur. Da, dar e trist. Și primul și primul pas este recrutarea de lider. Recrutarea de lider este un lucru foarte prost înțeles în business. Oamenii fac foarte multe compromisuri când vine vorba de recrutare, se grăbesc, recrutează oameni care sunt mai jos ca ei pentru că pot să-i controleze. Asta e prima parte fundamentală, să recrutezi oameni remarcabili. Și poți să o faci fie că ai destui bani, fie că n-ai destui bani, se poate face. A doua este să înțelegi cele două părți de management dintr-o companie. Într-o companie există două tipuri de management. Este managementul creșterii și managementul vârtejului sau managementul operațiunilor. Și se face diferit. În primul și în primul rând, un lucru fundamental de înțeles aici este faptul că managementul creșterii trebuie protejat. Managementul vârtejului nu neapărat. Pentru că operațiunile, vârtejul se compune din urgențe, din task-uri, din lucrurile care trebuie să le faci zilnic ca compania aia să rămână unde e. Vârtejul are tendința să o ocupe tot timpul. Și majoritatea antreprenorilor, motivul pentru care își cresc foarte lent companiile sau nu le cresc, este pentru că ei sunt tot timpul în managementul vârtejului și ăsta ți ocupă chiar tot timpul. Și ceea ce trebuie să înțeleagă e că managementul creșterii trebuie protejat. Managementul creșterii se face prin obiective, rezultate cheie, măsurabile și oameni responsabili de acele obiective. Managementul vârtejului se face prin roluri și responsabilități. Asta este tot. Astea sunt, de fapt, marile secrete ale antreprenoriatului. Acum, ceea ce nu se înțelege din nou este cum aduci responsabilitățile și obiectivele în realitate. Pentru că majoritatea antreprenorilor au trecut la un moment dat prin chestia asta de a stabili obiective sau de a scrie câteva responsabilități pe o foaie de hârtie sau chestii de genul. Însă ceea ce aduce obiectivele și responsabilitățile în realitate este evaluarea. Evaluarea consecventă. Și există două tipuri de evaluări. Evaluarea progresului, care se face pentru obiective. Și asta, recomandarea mea este la fiecare două săptămâni, liderii responsabili de obiective să ai un 1-1 cu ei și să faci evaluarea progresului. Iar partea a doua este de evaluare de performanță, care se face în funcție de responsabilități. Și aici una din probleme și cumva partea fundamentală a responsabilităților este următoarea. Trebuie să fie al dracului de specifice și să fie în puterea oamenilor. Responsabilități care nu sunt în puterea oamenilor se cheamă obiective. Ca parte fundamentală a antreprenoriatului, asta este tot. Recrutezi lideri remarcabili, le dai obiective clare, faci evaluarea de progres, recrutezi lideri remarcabili, le dai responsabilități clare și faci evaluare de performanță. Cam asta este tot când vine vorba de părți fundamentale ale antreprenoriatului. Însă, sunt foarte multe lucruri mici care poți să le greșești, să le faci praf acolo.
și ca mai chestiile astea să nu funcționeze. Mai zi-mi o dată diferența între evaluare de progres și evaluare de performanță. Evaluarea de progres este doar bazat pe obiectivele de care persoana respectivă este responsabilă în trimestrul respectiv. Și atunci se ia fiecare obiectiv în parte și cer liderului să-ți prezinte progresul pe care l-a făcut față de ultima evaluare de progres. Aici te aștepți ca oamenii nu sunt liniari, creșterea nu este liniară. Te aștepți ca anumite rezultate cheie să fie în grafic sau mai bine decât ar trebui și alte rezultate cheie să fie în spate. Și ceea ce vrei acolo este să feliciți omul pentru lucrurile care merg bine și să spună ce strategie are, ce soluție are ca să le aducă pe cele care nu merg bine acolo unde ar trebui. Și vrei să vezi de la fiecare evaluare că problemele încep să devină din ce în ce mai puține și să se merge în direcția corectă. La evaluarea de performanță... Aici ajută foarte mult TBF digital, pentru că poți să vezi efectiv liniuțele alea de progres, cum se mișcă lucrurile și chiar ajută foarte mult. De asta l-am și creat, de asta am început cu el. Iar apoi este evaluarea de performanță, care evaluarea de performanță este bazată pur pe responsabilități. Și nu se face la fel de des decât la începutul angajării unei persoane. Dar în mod normal vrei să o faci undeva trimestrial. Fiecare persoană să aibă o evaluare de performanță trimestrială, însă la începutul angajării persoana respectivă ar trebui să aibă o evaluare. Programul meu este cam așa. La primele două săptămâni după angajare, după prima lună după angajare, după primele două luni și la sfârșitul perioadei de probă. Și aici evaluarea se face după responsabilitățile alea specifice. Ai făcut-o? N-ai făcut-o. Bun, ce se întâmplă când n-ai făcut-o? De cel mai multe ori vrei să dai un avertisment scris. Avertismentul scris că nu ești acolo unde ar trebui cu responsabilitatea aia. Acum, dacă o persoană nu ți arată că de la evaluare la evaluare se îmbunătățește pe acele responsabilități, persoana aia după 3-4 avertismente în același loc ar trebui să plece sau să-i se schimbe rolul. Și cam astea sunt diferențele. Obiectivele duc la creștere, responsabilitățile mențin lucrurile unde trebuie să fie. Și astea sunt uneltele tale ca antreprenor. Nu ai altele. Micromanagementul nu este unealtă. Să dai oamenilor soluții nu este unealtă. Ce este ca unealtă a evaluarea, oamenii care nu pot să ducă, pleacă, vin alții care pot să ducă și care pot să realizeze lucrul ăla. Și asta nu e rău, că pleacă. Ăsta e un lucru care dacă Monica ar putea sau oricine din lumea asta ar putea să trateze antreprenorii de frica concedierii, ar fi ceva remarcabil. Pentru că nu-și fac rău doar lor. Fac rău omului care îl țin pe un rol pe care omul ăla nu va putea niciodată să performeze și îi furi ani din viață doar pentru că tu n-ai puterea să spui stop când trebuie. Și firmei și fractalului din care fac parte, în esență, tot e afectat de... Ar fi bine să explici lucrurile astea. Ăsta e un lucru care... Tu lucrezi foarte mult pe legile universale și ca oamenii să înțeleagă măcar așa, la suprafață, ce înseamnă acele legi universale, ar ajuta enorm de mult. Super, mulțumesc, fac asta. Aș vrea să revenim pe urmă la ce ai spus și cum se leagă partea de obiective, rezultate, sarcini, cu ordine și haos și cu dualitatea însă. Și că cred că e un loc interesant. Ok, una dintre cele mai importante legi este legea dualității și a polarității. Am menționat-o Ștefan mai devreme când a spus de o monedă care are ambele fețe. Ea se regăsește în tot și în toate. Totul are un plus și un minus, beneficii și dezavantaje în egală măsură. Ce e important aici când vorbim și la nivel de individ și la nivel de firmă este că un sistem, care și persoana este un sistem și o firmă, va avea și plusul și minusul. Altfel spus, dacă poți să-i definești
o trăsătură pe care poți să o observi, obligatoriu va exista și opusul trăsăturii în firma respectivă sau în persoana respectivă. Dacă ești harnic, o să fii și leneș. Dacă în firmă ai unul care sparge normele și are performanță peste medie, o să ai alții, 1, 2, 3, care îl compensează și împreună fac totul. Deci legea dualității și a polarității, în esență, o folosim atunci când, și o folosesc atunci când vreau să asist pe cineva să găsească un echilibru. Se întâmplă ceva și spui că e in the way, că e nașpa, că e negativ. Și atunci vine întrebarea, care sunt beneficiile situației respective? Asta e o jumătate foarte importantă. Dar nu e dizolvată complet percepția până nu vede, până nu se dizolvă și atașamentul față de varianta ideală. Pentru că ceva este negativ doar în comparație cu cum crezi tu în mintea ta că ar fi trebuit să fie. Dacă n-ai avea termenul ăla de comparație sau dacă n-ar avea unul din noi termenul ăla de comparație, asta n-ar fi negativ, ar fi as it is, așa cum este. Adică nu știm ce e cald decât dacă avem un reper de ce e rece. Eu mă folosesc foarte mult de lucrul ăsta, de exemplu, în echilibru echipelor. Pentru că foarte des vezi în companii echipe în care unul rupe normele și ceilalți nu performează. Și ai impresia că, ok, oamenii ăia sunt de vină. Partea interesantă este că dacă iei ăla care performează remarcabil și scoți în afara echipei ălea, toți ceilalți încep să performeze. Nu atât de sus ca ăla, dar își cresc performanța. Și la fel de bine, un lucru care se vede foarte mult într-un lucru pe care îl fac este când văd antreprenori care sunt foarte blocați în business-ul lor și nu se pot abține, să nu se bage, să nu știu ce. Primul lucru pe care le spun este ia-ți birou în altă parte. Nu te mai ești la birou acolo, ai birou în altă parte, oamenii vin la tine când ai nevoie să ai întâlniri cu ei și atât. E, odată ce s-a făcut trecerea asta simplă, oamenii încep și-și asumă responsabilitatea în interior. Până atunci, nu. Și asta o observ foarte interesant când merg eu cu Andreea. Dacă eu conduc, dacă ia Andreea în dreapta mea, eu nu mă uit pe unde merg. Nu știu. Aștept să-mi zică ea, fă la stânga, fă la dreapta, nu știu ce. De multe ori trec de unde trebuia să fac stânga, deși știam unde trebuie să fac stânga, pentru că mă aștept că ea are responsabilitatea aia. Dacă eu sunt singur în mașină, nu greșesc. Pentru că în momentul ăla sunt atent. Și asta e exact ce spuneai, le avem pe amândouă și în orice sistem trebuie să existe echilibru. Numai că majoritatea vor să fie doar bine. Da, o altă modalitate în care lucrez doar cu mintea, deci nu intru pe chestii cum intri tu, tehnice specifice de a face lucrurile, este ai supraperformantul și ai cei care sunt mai codași, da? Totul e o chestiune de percepție și de sistem de raportare. Dacă în percepția ta, ca antreprenor, îi vezi dezavantajele la ăsta, vezi unde face opusul și îl aduci la echilibru, vezi beneficiile ăstora și îi aduci la echilibru, tot sistemul face un salt de un nivel de performanță superioară. Pentru că totul e în percepția celui care ordonează lucrurile antreprenorului. Și atunci, practic, poți să reglezi lucrurile din percepție și judecata față de ăștia care sunt mai codași, este pentru că standardul e cel de acolo. Nu înseamnă că ei nu contribuie. Da. O altă dualitate și polaritate, o altă dualitate la care aș vrea să revenim, că am mai avut noi discuții interesante pe subiectul ăsta, este ordine și haos, care ambele sunt necesare, se co-creează reciproc, avem nevoie de amândouă pentru creștere exponențială și cu toate astea, de multe ori vrem doar ordine și nu ne asumăm haosul. Și vrem creștere din ordine, ceea ce e imposibil. Tehnic vorbind, e imposibil. Interesant este că dacă e să definim managementul creșterii se face cu obiective, managementul operațional se face cu responsabilități. Obiectivele creează haos, responsabilitățile mențin ordine. Stabilitate, da. Exact.
La fel, ciclurile de viață ale unei companii merg pe aceeași direcție. De cele mai multe ori ai o perioadă în care creezi haos și aduci inovație multă și creștere, după care ai o perioadă în care nu mai ai atât de multă inovație pentru că trebuie să o standardizezi. Și tot așa. La fel este cu managerii. Oamenii se supără pe mine când le spun că un manager n-ar trebui să stea pe același rol mai mult de 10 ani. Dar este necesară pentru creșterea companiei. Pentru că altfel, omul ăla creează doar stabilitate. Ajunge la un moment dat în care creează doar stabilitate, doar ordine. Și este atât de proceduralizat, să-i spun, nu știu, atât de standardizat el, încât nu mai poate să mai creeze haos. Și e nevoie să-l scoți pe la afară, nu înseamnă să-l dai afară din companie, dă-i alt rol, dă-i altă responsabilitate și adu un manager care poate să creeze haos înapoi. Mm-hmm. Faină asta. Doar în haos se poate crea creștere. De exemplu, se ajunsese într-o ordine cu Steve Jobs. Chiar dacă pare că Steve Jobs n-a făcut altceva decât să creeze haos. Nu. A creat haos o perioadă, dar cu cât Steve Jobs a crescut și a rămas pe același rol, a început să creeze ordine. Când Steve Jobs a murit și a preluat Tim Cook, el a creat haos într-un alt fel decât crea Jobs și nu a crescut Apple-ul ca inovație, dar a crescut exponențial ca valoare și ca profit și așa mai departe. Și după 10 ani ar trebui ca Tim Cook să iasă de acolo și să vină altcineva care poate să creeze un alt fel de haos. Asta apropo de blocaje, foarte mulți antreprenori se așteaptă să crească cu stabilitate. Se așteaptă să nu miște barca prea mult, să nu se clatine, să... Și e unul dintre joburile alea dificile ale antreprenorului, să fie ok cu haosul, să fie ok cu faptul că suntem în incertitudine, să fie ok cu faptul că oamenii nu știu ce au de făcut și unii umblă ca niște găini fără cap dintr-o parte în alta, că se simt, că oamenii se simt inconfortabil, că dacă vrem toți să se simtă inconfortabil și fiecare să știe rolul foarte bine definit, da, e ok, dar nu o să creștem așa. Nu, rămâi pe loc și în business orice rămâne pe loc, de fapt, scade. Nu poți să ții un lucru foarte mult timp pe loc. Și cu toți managerii noi, unul din lucrurile pe care ai nevoie să înveți sau să, nu neapărat că înveți, înveți ca lider în sensul că le creezi contextul, uh-huh, că nu poți să le predai asta, este să-i lasă să fie inconfortabil. Inconfortabil cu faptul că au angajat un om nou și ăla nu știe tot și să le spui, nu te băga, lasă-l să vezi cum învață. Lasă-l să vezi dacă se descurcă. Nu te băga și nu pot. Noi am avut problema asta. Stai că zic eu. Că nu, vine omul în echipă, hai să-i facem o inducție în aia de 3 luni, și pe urmă să-i dăm treabă și zic, mă, ai luat un om de customer care de la o multinațională, a făcut customer care, a făcut 10 ani customer care acolo, crezi că e mai greu la noi? Adică crezi că noi suntem așa de evoluați? Lasă să facă, să dea telefoane, să vorbească cu clienții de mâine. Că de-aia l-ai luat cu experiență, de-aia mi-ai zis că trebuie un cu experiență și nu mai vrei începători. Dar știi care e? Ăsta e un subiect al dracului de important, pentru că antreprenorii ce vor, mulți dintre ei, vor o companie care să funcționeze fără ei. Și nu este o problemă asta, nu mă deranjează, pentru că dacă nu faci o companie care să funcționeze fără tine, tu când nu mai ești, moare, ceea ce e păcat. Însă, ei cred că modalitatea în care faci o companie să funcționeze fără tine este să o faci foarte stabilă. Am fost acolo. Da?
Pe când modalitatea în care faci o companie să funcționeze fără tine este cu lider foarte bun care să poată să gestioneze haosul. Și în momentul în care, ce faci când îți pleacă unul? Vine altul. Asta e ceea ce se întâmplă. Nu moare nimeni. În momentul în care o companie este mare, din perspectiva mea, necontând cifra de afaceri, necontând nimic altceva, o companie este mare în care poate, devine mare în momentul în care poate să supraviețuiască fără fondator. Atunci, pentru că ăsta ar trebui să fie scopul tău, să creezi o altă entitate care să aibă viața ei, să-și angajeze singur liderul când are nevoie, să-și aducă singură haosul când are nevoie, să-și aducă singură stabilitatea când are nevoie. Și în felul ăsta ai putea să te uiți la ea ca la un copil, dar ca la un copil crescut bine, nu ca la un copil crescut cu dependent. Uh-huh. E aceeași problemă și în creșterea copiilor, știi? Părinții vor azi să asculte de ei și să facă ce le se spune de prima dată când le se spune și mâine să fie independenți. Antreprenorii vor oameni care să urmeze instrucțiunile lor în tocmai dacă se poate și să facă exact ca ei și când ei nu mai sunt acolo să se descurce singuri. Exact. Și să gândească cu propriul lor cap. Aici, dacă vrei să ai o companie care să fie independentă și pe picioarele ei, cred că e important să ai și input-urile și output-urile, adică comunicarea cu realitatea bine reglată. Pentru că, vezi, în situația, în exemplele pe care le-ați dat, vine o persoană nouă, persoana nouă poate să aibă un input care să fie valoros pentru companie, să creeze un soi de haos. Dar de cele mai multe ori, când vine cu input-ul ăla și zice așa s-ar putea face, îi se spune nu, 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 tu trebuie să faci așa. Și, de fapt, firma refuză creșterea, un mic haos, că nu-i mare, da. Nu neapărat trebuie să fie mare, pentru că nu-și gestionează input-urile, ci le pune în pătrățelele care sunt acolo și nimic mai mult de atât. Trăim de multe ori cu fantezia că vom putea cu vreun sistem de management sau cu vreun soft sau cu ceva să transformăm oamenii în roboți. Ne-ar plăcea. Aici am eu o întrebare. Eu cred că ca să încalci regulile, prima dată trebuie să le cunoști. Și la fel și într-o firmă, nu mi-e ok să vină cineva să nu știe ce facem, să apuce să schimbe, pentru că nu și-a luat timpul să vadă care sunt procedurile. Dar ăla e un lider prost. Cum se face acolo? Ăla e un lider prost. Omul ăla trebuie să plece. Pentru că un lider bun schimbă doar după ce are datele. Niciodată înainte. De asta, modalitatea mea de a face interviuri pentru atunci când am de recrutat om în leadership nu este să îi pun eu întrebări să-mi dai o seama dacă e bun, ci schimb rolurile. Și zic, acum ai 2 ore în care mă întreb tot ce ai nevoie să știi despre companie, astfel încât să poți să-mi propui obiectivele pe primele 3 și 6 luni. Dacă mi se par ok obiectivele, mergem mai departe. Dacă nu, înseamnă că ori nu prea știi ce faci, ori nu reușești să înțelegi business-ul. Și din întrebările pe care ți le adresează oamenii, îți dai seama de cel mai multe ori mult mai bine despre ce știu și cât de bun sunt decât din alea pe care le adresezi tu. M-am aflat asta de la tine în ultima vreme și abia aștept să o pun în practică. Așa se recrutează în mai multe companii acum. Nici eu n-am făcut-o. Cred că are mai puțin de un an de când am făcut tehnica asta, dar nu-mi convenea foarte mult rata de conversie care o aveam la recrutări și nu-mi convenea pentru că erau oameni care înțeleg foarte bine când le explici, dar după ce a dispărut explicatorul, nu mai știu ce să mai fac. Da, și cum tu ești un bun explicator. Exact. Dar aici am o întrebare. Cum știi? Adică nu există riscul că ca tu explicându-le și ei îți iau interviu ție și tu vorbești despre viziunea ta și despre ce vrei să creezi. Nu există riscul să te simți bine pentru că ai vorbit despre lucrurile în care crezi și care îți plac. Sigur. Și să evaluezi subiectiv omul, că ia uite ce om mișto e. Păi de aia nu le evaluezi atunci. Este interviu. Da.
are o săptămână să-mi trimită obiectivele. Okay. Eu doar după obiectivele care mi le-a trimis să le evaluez. Dacă obiectivele fac sens, dacă obiectivele sunt în direcția viziunii, dacă obiectivele... Te întâlnești din nou cu el să-ți prezinte obiectivele? Nu, mi le trimite înainte și după aia vorbim. Vreau să mă scot cât mai mult în afara propriilor mele emoții și bullshit-uri și că îmi place de omul ăla cum zâmbește și ce glume are și ce povești are. Ăsta a ajuns cumva să fie unul din triggerele mele în recrutare. Dacă îți pun o întrebare și îmi răspuns cu o poveste, la revedere acolo, pentru mine deja s-a terminat discuția între noi. Pentru că trebuie să lucrez cu tine zi de zi. Luni de zile, ani de zile. De multe ori am nevoie de o informație clară de la tine, de cele mai multe ori. Am nevoie să-mi transmiți informația. Nu ce ai gândit, nu cum ți s-a întâmplat, nu cum... Nu, am nevoie de informație. Zi-mi dacă ești în grafic cu obiectivul ăla. Și dacă tu mi începi, păi bea azi dimineața, m-am întâlnit cu ăla și ăla mi-a zis că nu știu ce, dar după aia l-am sunat și stai să vezi că atunci când l-am sunat deja nu mai aveam baterie la telefon și m-am dus la ăla, la ăla nici nu făcea ce trebuie. Hai de cap, s-a terminat. Adică mă obosește atât de tare încât nu vreau să lucrez. Da. Da. Și apropo, ajungând la asta după mine și după aia vreau să revenim la... Legi, după mine sunt două lucruri care fac un business fun. Am fost în business de 14-15 ani, nu mai știu. Dar sunt două lucruri care fac un business fun. Oamenii cu care lucrezi și la ce lucrezi. La ce lucrezi trebuie să fie în valorile tale. Aici vorbim de cum... De tehnicile Monicăi și cum vede lucrurile, oamenii ar trebui să-și descopere valorile, să știe ce îi împlinește cu adevărat. La ce lucrezi trebuie să fie în valorile tale. Pentru că aia nu o să simți niciodată că lucrezi. O să simți că îți place, că faci ceva care te împlinește. Dar cu cine lucrezi este al dracului de important. Și ăla cu cine lucrezi trebuie să aibă abilitățile necesare și în același timp să vreau să te scol la o cafea să stau de vorbă cu tine. Să nu fie o corvoadă că mâine trebuie să am o discuție cu tine. Dacă asta este, poate să aibă abilitățile lui Dumnezeu. Omul ăla trebuie să plece. Pentru că îți face viața de căcat. Punct. Dacă le respecti pe astea două, lucrurile merg. Și dacă o ai și pe soția ta ca partener în business, atunci... Amândurora trebuie să vă placă de oamenii cu care lucrați. Nu contează că ție îți place și ei nu îi place. Sau că ei îi place și ție nu îți place. Asta ar trebui să fie pactul dintre voi. Dacă la unul dintre voi nu există deloc chimie, omul ar trebui să plece. Monica, faci un overview la legi și pe urmă... Adică care sunt legile astea? Cum e așa o legile universale sună? De ce sunt legi universale? Adică... Hai că mai bine povestește tu asta, că îți place să povestești asta. Nu, nu, mie îmi place cum zici tu. Bine. Legile universale sunt legi care se regăsesc peste tot și în toate. De la microcosmos și de la atom, care e un mic univers, până la întregul univers în care trăim. Și nu este nimic care să nu fie, care să existe în afara acestor legi universale. Nu se subordonează voinței umane, ele pur și simplu sunt, există dintotdeauna, doar noi le descoperim și punem denumiri științifice la ele, dar ele au existat dintotdeauna. Cum e, de exemplu, ziua și noaptea, o dualitate de bază, care a definit prima judecată de bine și rău. Noaptea era mult mai vulnerabil, rău, pericol. Ziua vedeam ce se întâmplă și vedeam pericolele. Dacă erau, era pozitivă pentru noi. Deci, ele există dintotdeauna. Și mie îmi plac pentru că ele explică cum este lumea, nu cum ar trebui să fie.
versus alte deziderate sau alte reguli care spun întotdeauna așa, niciodată așa, să fii întotdeauna corect, niciodată incorrect, să nu trișezi, să fii întotdeauna onest, niciodată să nu minți, lucruri care nu pot fi respectate. Cumva deci, nu țin cont de nimeni și de părerea nimănui, sunt legi universale, fie că vrei tu să o crezi, fie că nu, ea se întâmplă. Da. Cum e da. Gravitația. Da, exact, exact. Mai voiai să zic aici ceva? Sau te mai aștepți la ceva numai? Vreau să lămurești, ok, de ce le zice universale, de ce... Că nu e că ai vrut tu să fie universale și le-ai zis astăzi universale. Că știu că tu ai background științific, îți place matematica, vii din zona asta și practic ai urmărit lucrul ăsta. Da, de asta m-au prins, pentru că au logică și sens în explicarea lumii. Nu e pentru că cineva odată a spus sau a trimis mesaj în univers într-un fel anume, ci pur și simplu ele așa sunt. Cineva a scris o carte și atunci așa sunt lucrurile. Și pentru mine contează foarte mult să aibă o explicație științifică și să fie verificabile din punctul ăsta de vedere. Pentru că mult auzi legea atracției. Bine, și cum o aplici? Păi stai și meditezi și așa, serios. O, Doamne. Da, și atunci nu în felul ăsta. Adică au o demonstrație științifică în spate. Ok, deci nu vorbim de cum înțelegem legea atracției, cum e în dezvoltare personală, ci vorbim de legi care sunt efectiv verificate științific și poți să aplici, să le aplici și să obții același rezultat da. De fiecare dată. Da, super, mersi pentru completare. Așa-i. Bun, pornisem de la legea dualității și a polarității și pe urmă am intrat puțin în partea asta de ordine și haos. Și ai spus de ciclurile alea, creăm ordine, pe urmă urmează un haos, ordine, haos, care e dualitatea în spațiu și timp. Există o scurtătură cu care poți să reglezi și să asiguri creștere exponențială dacă vezi că cele două, plusul și minusul, coexistă simultan de fiecare dată. Asta se numește legea sincronicității și mi se pare că dă o putere extraordinară de autoreglare în orice fel de context în care ești. Pentru că dacă spui am avut plus, am avut creștere și suntem foarte bine financiar, în timp și spațiu urmează un minus. Și e ca și cum te aștepți să fii pedepsit pentru că ai avut un plus acolo. Dacă, în schimb, faci sinusul opus, deci e o buclă în felul ăsta, dacă faci, în schimb, și sinusul opus, ai un jos și un sus, simultan, de fiecare dată vei avea un echilibru perfect. Partea mișto este că de fiecare dată plusul și minusul coexistă simultan, sunt ca două forțe care se anulează, se echilibrează reciproc și care te centrează. De fapt, tu ești centrat, doar că dacă vezi doar plusul, ești peste medie. Și prin faptul că te vezi peste medie, peste linia de echilibru, tu îți vei crea minusul după aceea. Dar trucul este să, în momentul în care te vezi peste linie, să te echilibrezi tu, să vii tu la linia de echilibru, pentru că toată energia să nu folosești în zigzaguri de sus și jos, ci să folosești ca și creștere. Practic, îți dă o putere extraordinară și energie extraordinară pe care în loc să o risipești în ba sunt sus și extatic și mi-a reușit un proiect, ba sunt în depresie că nu mi-au ieșit cifrele, poți vedea cum pe același subiect ai plusul și minusul. Și în momentul în care vezi că ai cele două forțe, plus și minus, suport și challenge, atunci apare cea mai mare creștere. Deci, practic, ordinea și haosul pot să coexiste și coexistă în diferite aspecte ale unui business, iar dacă tu îți dai voie să vezi asta, să-l creezi și să-l controlezi, e ca și cum ai un instrument foarte puternic de a-ți crea realitatea. Are sens? Foarte mult sens. Vreau să spun un lucru aici. Îți minte că, cred că amândoi mi-a zis, am scris eu la un moment dat un fundament în care am zis de ce țările, cum e România, Spania, Italia, nu lucrează pe proceduri. Foarte puțin lucrează pe proceduri. Și am zis pentru că societățile respective
celebrează eroismul, nu celebrează predictibilitatea. Și oamenii vor face de fiecare dată ceea ce se celebrează. Și ai țări ca Germania, unde cu adevărat se celebrează predictibilitatea, nu eroismul. Același lucru este aici. Este vorba despre ce celebrează oamenii. Oamenii nu celebrează echilibru. Oamenii celebrează extazul. Și urăsc sentimentul de nașpa. Dar când ești nașpa, tu nu spui că vrei să ajungi la echilibru. Tu zici că vrei să te duci în extaz. Și apoi, din extaz, de cele mai multe ori vrei să te ții atât de tare cu mâinile de tot ce prinzi, încât nu ajungi la echilibru. Când ai picat, ai picat la mama dracu. Da, dar tu îți creezi asta. Adică ce spui tu e că tu ți le creezi, de fapt. Da, și ceea ce spun este că un lucru care ne ajută foarte mult este să încercăm să celebrăm echilibru. Nu oamenii care sunt într-una happy și nu oamenii care sunt într-una posomorâți, ci echilibru. Aveam la un moment dat un partener care când era pe scenă era cel mai happy om din lume. Și după ce se dea jos de pe scenă, era cel mai depresiv om din lume. Și mă uitam la el cum își creează singur cele două contexte, astfel încât să fie în echilibru. Pentru că el nu vrea pe scenă să fie el. El vrea pe scenă să fie motivația întruchipată și normal că trebuia să plătească prețul undeva. Asta pentru că cumva nu se aprecia pe el să zică sunt good enough așa cum sunt. Trebuie să fiu cu briz-brizuri, cu așa mai departe. De asta mi-am uitat și problema e că consum foarte mult timp și energie de la punctul ăsta până jos și de la punctul ăsta de jos când ești praf să urci înapoi și ca un EKG din ăla și sunt și tot felul de imagini pe net despre o zi din viața unui antreprenor care arată așa ca un EKG și zice gata, am găsit soluția și pe urmă zice fac, o să dăm faliment și pe urmă este hai că am trecut de hopul ăsta, putem, iarăși și consum foarte, foarte multe resurse, foarte multă energie pe care în loc să o folosești în creștere, nici nu știi ce faci. E ca mergi un zigzag. În loc să îți consumi pașii, să ajungi mai repede de acolo acolo, tu mergi așa și faci, faci triplu pe drum. Și creșterea oricum are loc, doar că îți ia de 3 ori, 5 ori mai multă energie. Păi asta îmi zic mie antreprenorii. Zic, băi, dacă tu nu poți să crești dacă faci lucrurile așa. Du-te, bă, că am crescut 20% în ultimii 5 ani. Da. Puteai să crești de 50 de ori mai mult. Asta, prin asta vreau să spun că nu crești. Că ai puțină creștere, nu e chiar de complicat. De ceea ce zici tu și mindfuck e că, practic, plusul și minusul coexistă în același moment. Adică când eu cred că am câștigat nu știu cât, în același timp am pierdut nu știu cât. Da. Doar trebuie să mergi să vezi și să cauți și să rămână același subiect. Pentru că poți să spui, ok, îmi merge bine în business, dar relația din familie mi-e nașpa. Nu se compensează una cu alta, nu se compensează mere cu pere. Pentru că, practic, tu ce spui este că acum am un ciclu așa pe business și acum am un ciclu așa pe familie. Dar, în fapt, dacă iei pe business și vezi unde ai pierdut, cât ai câștigat, te centrezi și în familie, unde ești pe plus, acolo unde consideri pe minus, pe același subiect, te poți regla. Deci e ca și cum ai creșterea asta și abaterile alea, energia din abaterile alea, care și dacă ești sus, consumă foarte multă energie, o să revin un pic la asta, toată energia aia din abateri, tu de fapt e în controlul tău, te reglezi și o folosești ca să mergi înainte. Acum, de ce e consum foarte mare și când ești pe plus și ești deasupra mediei sau deasupra echilibrului? Pentru că îți ocupă spațiu mental,
și îți creează aroganță care te costă, în esență. Adică, ei, am reușit, am luat cel mai mare client de până acum, ce tari suntem. Toată povestea aia pe care ți-o spui și cu care te umfli, creează în momentul ăla consecințe de decizii proaste. În momentul ăla. Și de multe ori, dacă nu ești conștient de ele, iei decizii de creșteri mai mari decât îți poți permite, te întinzi mai mult decât îți e pătura. Sau din contră, te mulțumești cu cât ai ajuns și ai crescut 20% în ultimii 5 ani. Exact. Sau am luat cel mai mare client de până acum și am impresia că nu se poate mai mult de atât și poate este unul lângă tine de 5 ori mai mare și tu nu-l mai vezi. Pentru că ți-ai creat aroganța aia pe momentul ăla. Da, și o să plătești că nu-ți pui întrebarea ce dezavantaje am eu că am luat acest client. Pentru că nu e doar cu plusuri, orice client ai, e și cu plusuri și cu minusuri. Și de multe ori, pentru acei clienți, facem cele mai multe compromisuri care ne abat de la calea noastră. În loc de cei mai mulți mici cu care putem să rulăm obiceiurile și procedurile pe care le avem, pentru asta este îndată să fac un pic de compromis și încă unul, și încă unul și ajungi pe urmă să-l urăști inevitabil, știi, să-l disprețești. Asta e motivul pentru care dăm afară clienți și pentru care eu spun că ar trebui să-ți dai afară clienți, să-ți concedezi clienți dacă ai un anumit tipar de client care îți consumă enorm de multe resurse față de cât îți aduce. Dar e mare și nu pot să-l dau afară. Dă bine acolo în portofoliu. Da, da. La fel e și cu angajații. Văd antreprenori care țin oameni, eu îi numesc nesimțiți geniali, adică oameni care sunt foarte buni în ceva. De exemplu, ai un om foarte bun pe sales, face vânzări foarte bine. Mă, dar îți distruge tot ce ține de cultură, de bună dispoziție, de oameni relaxați, vorbește oamenii pe la spate, la orice propunere nouă îl ia pe nu în brațe, se contrazice cu toată lumea, creează foarte multă fricțiune. Și când eu vin și spun omul ăla trebuie să plece, cum pot să dau afară cel mai bun vânzător? Da. Și de cel mai multe ori după ce îl dai afară, poate să explodeze. Mm-hmm. Dar nu vedem atunci. Nu, că îi vede doar plusurile. Și eu când am scris fundamentul ăsta pe Facebook, au apărut câteva comentarii care ziceau dacă sunt bun, de ce să nu pot să fiu nesimțit? Numai chestii de genul ăsta. Adică să fiu pedepsit că sunt bun. Oamenii se simt. Știu că e vorba despre ei. Știu că pentru că sunt buni, cumva le permite să fie nesimțiți. Nu e ca și cum o fac, nu-și dau seama. Nu, își dau seama. Știu ce fac. Asta e foarte fain, că, de fapt, dacă te gândești la omul ăla de vânzări și aplici dualitate, polaritate și sincronicitate pe el, el vede doar pozitivul lui, nu vede și negativul și de-aia își atrage corecție prin faptul că primește un șut în fund de la univers, că-i dat afară. Doamne, știu, și o atrag mai repede, din păcate. Câteodată... Ok, deci două am vorbit până acum. Dualitate și polaritate și sincronicitate. Că ai plusul și minusul simultan. Următoarea lege care mi se pare extrem de important de cunoscut este legea escalării eristice, care intră în vigoare... Eu ți-am vorbit frumos până acum, dar... legea cui? Escalării eristice. Escalare, adică creștere, exponențială, eristic e care contrazice de dragul de a contrazice și conține opusul. Asta înseamnă că în moment care spune, în esență, teoria haosului și matematică, care spune că impunerea ordinii generează haos. Și a fost foarte interesant când am verificat legea asta cu oameni care au lucrat în poliție, de exemplu. Și ei știu că ca să mențină ordinea, nu trebuie să o impună cu forța. De câte ori împing prea tare, generează reacție. Vrei să zici? Da, da, exact. Exact.
Legea escalării eristice intervine atunci când vrei doar pozitiv fără negativ. Atunci când vrei să respingi ceva, nu vrei să ai lucrul ăla și tocmai ăla ți-l atragi și tocmai ăla ți-l creezi. Un corolar al acestei legi este că de ce ți-e teamă nu scapi, în esență. Pentru că atragi lucrul ăla și îl creezi, atât de tare îl respingi, încât de fapt ăla îl creezi în viața ta, știi? Mi-e teamă ca oamenii să nu mă fure. Acei manager de companie care își creează cele mai complicate sisteme să nu fie furați, tocmai aia sunt furați, știi? Ai pățit? V-ați pățit? Am avut un partener la un moment dat care m-a acuzat la finalul relației noastre, la începuturile mele, că nu prea știam eu cum să gestionez parteneriatele și m-a acuzat la finalul relației noastre că l-am trădat. Și am luat-o destul de personal, că m-am dat în spate, mi-am zis, bă, chiar așa sunt un astfel de om, nu prea puteam să trăiesc foarte bine cu mine, confortabil, să știu că sunt un trădător. Și nu m-a lăsat ceva timp până când am vorbit cu un prieten de-al lui care zice, hai mă, lasă-mă în pace, că pe ăsta l-au trădat 8 înaintea ta. Fiecare om l-a trădat. Ăla l-a trădat că nu știu ce, ăla l-a trădat că nu știu ce, ăla l-a trădat că nu știu ce, știi? Și se vedea foarte clar că pentru el încerca din răzputeri să nu fie trădat. Dar își găsea o modalitate prin care, pentru că toți trădăm într-un fel sau în altul, fie că vrem, fie că nu, noi putem să, cum să zic, pot să mă supăr acum pe Dumnezeu că mă trădează ca bătut vântul când eu vreau să înregistrez, da? Pot să o vezi ca o trădare. Și de asta... Da, așa se întâmplă. Inclusiv când îți stabilești gata, de astăzi nu mă mai enervez. Speng, te sună clientul ăla, îți tremură vocea, îți vine să dai cu telefonul. Andreea e așa. Gata. Da, de deci... mâine nu mai fac ceva. Și eu la fel sunt cu slăbitul. Gata. De mâine Noi seara nu mâncăm, exact. De mâine, gata. Dietă, nu mai mănânc nimic care să-mi plac. Și tu îți atragi tortul mici, în față. Mici, da. Da. Și cârnații am atras din România. Cârnații cred că nu e chiar așa o problemă. Șumările. Da, așa e și când vrei angajați care să fie doar harnici, așa e și când vrei angajați care să fie doar performanți, doar ordine în firmă, e imposibil. Apropo de discuțiile de dinainte și de antreprenori care nu vor să dea oamenii afară, prin faptul că insistă să fie drăguț să nu dea oamenii afară, se pun în situații în care sunt obligați să-i dea afară ca să integreze și partea aia despre ei și ca să own, nu știu cum să zic asta, să aibă și o parte și cealaltă, să dețină, să-și asume și o parte și cealaltă, pentru că, practic, atunci poate să aibă cea mai mare creștere. Și universul e despre eficiență și despre creștere. Asta e că noi suntem învățați de mic că lucrurile sunt ori bune, ori rele. Nu sunt ambele în același timp și m-am întrebat foarte mult timp de ce a rezonat cel mai bine cu mine a fost taoismul. Pentru că a fost prima oară, acum mulți ani, când am dat peste o filozofie care nu era despre bine sau rău, era despre ambele. Dao nu era bun sau rău. Dao nu știa... la fel nu zicea că ceva în Dao, de exemplu, nu este o chestie, este bine pe calea asta sau este rău pe calea asta, este mai scurt pe calea asta sau este mai lung pe calea asta, nu este bine sau rău, în orice cale ai alege să ajungi unde vrei. Și abia apoi au venit explicațiile tale științifice, dar majoritatea lucrurilor din legile universale sunt incluse în Dao. Și mai sunt și alte, și anticii, și filozofiile, și filozofia grecească și romană, și ei au lucrurile astea ca percepție. Și stoicismul. Da. Deci ele există de mult,
doar că acum încep să capete denumiri științifice și sunt denumite, sunt au fost demonstrate. Ca filozofii, nu au fost folosite ca cum e folosită electricitatea. Băi, eu ridic la 220. Procese repetitive, să obții același rezultat. Da, a fost mai mult pentru... Sunt maestri, sunt unii care se ghidează după aia, dar nu a fost o chestie, băi, uite, așa e sau așa poți să schimbi. Și mai mult, aceste filozofii, ele nu spun, uite, cum, uite și cum ajungi acolo. Îți spun doar, fii așa. Dar nu ai o rețetă neapărat. Exact, nu spune drumul de a ajunge acolo. Legea atracției sau legea gravitației, în esență, spune că structurile mai mari de ordine grupează și adună în jur structuri inferioare de ordine și poți să materializezi până la limita la care ai ordine. Și cel mai relevant exemplu e sistemul solar, în care Soarele e centrul sistemului solar, care guvernează toate planetele care se învârt în jurul Soarelui. Viața noastră pe Pământ e guvernată de Soare și de relația Pământului cu Soarele. E foarte important asta pentru antreprenori, pentru că antreprenorii sunt centrul sistemului lor solar. Și ei pot să materializeze până la nivelul la care au ordine și văd ordinea respectivă. Ordinea înseamnă să vezi elementele din care ai compus sistemul tău, dar și relațiile dintre elemente și cum funcționează ele. Dacă nu ai relația și cum funcționează, e un sistem inert, dacă ai doar elementele. Deci e nevoie de amândouă ingredientele. E ca atunci când cineva într-un sistem de franciză de restaurante merge într-o locație și știe exact cum trebuie să arate barul, știe cum trebuie să arate îmbrăcați cei care servesc, mesele și așa mai departe. Și trebuie să știe exact ce trebuie să spună omul de la casă, ce trebuie să spună omul care te servește și așa mai departe. El poate să materializeze la nivelul la care vede și pune ordine în toate detaliile astea. Practic, legea atracției nu este doar că stau și îmi cresc nivelul de vibrație și mă termină psihic chestiile astea. Mi se par așa niște povești faine pentru oameni care nu-s dispus să lucreze cu adevărat cu ei. Păi de asta și prins. Da. Era, a fost prima ta scăpare. Uite, pot să atrag tot ce vreau din pat. Din vârful patului, fără să fac nimic. Trebuie un pic să faci așa aum și să... Dar nici aia nu o fac prea mult. Te vizualizezi. Obosim. Dar asta se leagă foarte fain de primul blocaj pe care l-am vorbit mai devreme, cu a-ți dori ceva specific. Pentru că atunci când ai ordine, când vezi în detaliu, practic înveți să-ți dorești specific ce anume vrei de la obiectivul ăla, cum vrei să se întâmple, și atunci se materializează, atunci funcționează gravitația, pentru că ai ordine și tot ceea ce are un nivel superior de ordine atrage. Specificitatea creează ordine de fiecare dată. Da. De ce? Vrei să... Stai un pic, zi un pic mai mult pe asta. Pentru că în momentul în care delegi, să zicem, un rezultat neclar, da? Să zicem, vreau 50 de biciclete în companie. Da. Asta e un rezultat neclar delegat. Ce ai creat acolo la omul către care ai delegat a fost haos. Pentru că ce tip de biciclete? Oare e bun un mountain bike? Oare e bun o semicursieră? Oare trebuie mică? Oare trebuie mare? Oare trebuie așa? Oare trebuie așa? Oare pot să cheltui atât? Oare nu pot să cheltui atât? Și o să vină cu întrebările astea la tine până o să te... Sau îți vine cu un rezultat de care te sperii. Uh-huh. Și atunci delegările vagi, la fel ca obiectivele vagi, creează haos. Delegările specifice sau obiectivele specifice, vreau 50 de biciclete care să fie folosite de studenți să livreze chestii de greutate atâta de la X la Y de nu știu câte ori pe zi. Ai creat ordine când ai spus asta. E dat omului tot ce are nevoie ca să ia deciziile, e dat omului tot ce are nevoie ca să ajungă unde vrea. Dar există și opus. Loc în care vrei să fii specific, dar vag. Și acolo
vine vorba de lideri. Vrei să fii specific în rezultat? Adică nu mai zic de biciclete. Eu spun că vreau ca compania noastră să livreze atât cu forțele proprii. Acolo ai creat o ordine de nivel macro, dar ai creat haos pentru lider, dar de-aia este lider, pentru că poate să creeze ordine din haosul ăla. Dar dacă tu delegi la executanți vag și le creezi haos, oamenii aia nu sunt productivi și de cele mai multe ori îi stresezi într-un hal de nici nu-ți dai seama. Practic, dacă luăm povestea cu sistemul solar și la fel e și exemplul pe care îl folosesc cu medicii. Deci dacă luăm exemplu cu sistemul solar și firma la margine, adică acolo unde ajunge în mod direct mai greu, trebuie să fie reguli foarte clare. În schimb, pe drum către margine pot să fie lucruri care creează haos și permanent remodelează sistemul ca să fie eficient. Da. Corect? Da. Cool. Acum, dacă e să luăm exact aceeași metaforă, sunt... După mine sunt 4 întrebări într-un business. De ce facem? Ăsta e centru, ăsta e soarele. De acolo, de ce facem ceea ce facem? De ce ne mișcăm dimineața din... Asta e misiunea și viziunea și asta ar trebui să stea prima. Apoi, cum operăm? Ăsta e vârtejul. Ăsta e managementul vârtejului, astea sunt responsabilitățile, sunt rolurile și procesele. Asta răspund la întrebarea cum operăm, cum facem ceea ce facem. A treia întrebare este cum creștem. Și asta este prin stabilirea corectă a obiectivelor, trimestru de trimestru, delegarea lor, evaluarea pe progres. Și ultima întrebare este cu cine? Și acolo sunt liderii de care ai nevoie ca să crească. Pe mine astea 4 întrebări răspund la tot ce ai nevoie în business. Dacă nu există prima, de ce facem asta? Toate celelalte n-au o direcție de care să se lege. Vor avea nevoie mereu de micromanagementul tău. Dacă tu îi recrutezi lideri remarcabili, dar nu le dai de ce, va trebui, ești obligat să le faci micromanagement. Pentru că ei nu înțeleg, de fapt, unde să facă compromisuri, unde nu, ce e bine, ce nu, din perspectiva business-ului ăluia, știi? Ce e mai rapid, ce e mai lent. Pentru că nu știi direcția, nu știi unde te îndrepți. Și atunci se întâmplă chestia asta. Ce părere ai de abordarea lui Jim Collins, că prima dată urci oamenii buni în autobuz și pe urmă găsești direcția sau încotro te îndrepți cu ei? E o modalitate. La fel cum sunt multe altele. Câteodată, știi întrebarea aia, ce a fost primul, știi, ou sau găină? Uh-huh. Ambele. Ambele sunt adevărate. La fel este și aici. Pentru că de cele mai multe ori misiunile și viziune se creează între 2 sau 3 parteneri. Și atunci prima oară s-au urcat oamenii în autobuz și apoi s-a născut misiunea și viziunea. Alte dăți, un antreprenor, un lider a avut o durere atât de mare, o rană atât de mare, încât a zis, eu trebuie să schimb ceva aici. Și atunci voi aduce liderii care vor chestia. Eu nu cred că este vreo... Doar trebuie să se ajungă cât mai repede la ea. Dacă aștepți prea mult, vei fi nevoit să faci micromanagement și de cele mai multe ori vei fi obligat să o iei pe calea lentă. Că cam asta faci. Când nu știi care ți-e scopul ăla mare, vei merge în zigzag. Oamenii se supără pe mine când spun că
mult mai mulți manageri ar trebui să-și concedeze antreprenorul decât antreprenorul manager. Eu încerc în fiecare an, dar ăștia nu vor să mă concediez. Dacă ar ști ce ar însemna, s-ar putea. Încă n-au avut exemplu. Eu tot încerc. Dar de ce spun? Pentru că sunt mult mai mulți antreprenori care nu-și fac treaba decât manageri care nu-și fac treaba. Foarte mișto punctat și credem că e invers. Mai ales noi, antreprenorii, credem că e invers. Oamenii sunt de vină. Oamenii nu fac, nu găsim oameni. Eu n-am dat peste niciun antreprenor până acum care să nu spună nu se găsesc lideri. E greu la noi cu oamenii. E greu, nu se găsesc, nu. Și după aia, în câteva luni de zile, apăreau lideri care n-aveau nevoie să le facă nimic. Își făceau treaba. Problema nu sunt oamenii. Sunt oameni pentru toate business-urile. Sunt. Problema nu e. Problema sunt liderii, sunt antreprenorii. Pentru că ei creează context de mami și tati. Nu de leadership. De asta e și misiunea TBF așa. Pentru că eu vreau să las în spate o țară mai bună. România m-a creat, nu contează unde stau. Nu cred că despre asta e. Tot român sunt și dacă stau aici. Dar vreau să las cumva România, eu cred că poate să ajungă între primele state din lume. Și chiar cred că se poate face chestia asta, la fel cum Shenzhen în China a reușit să fie un oraș care era vai de capul lui în 30 de ani să fie capitala tehnologică a lumii. Dar ideea este, vrei să lași în spate o țară remarcabilă, o țară de calitate. Ce construiește o țară de calitate? Oamenii de calitate. Că nu străzile, nu autostrada, nu că la mare la noi apa e neagră și nu e albastră, nu că oamenii o construiesc. Ce construiesc oamenii de calitate? Sunt liderii. Pentru că de fiecare dată oamenii se raportează la lideri. Dacă liderii sunt niște dobitoci, ei o să devină niște dobitoci și mai mari. Dacă liderii sunt oameni de caracter, atunci o să inspire să devină oameni de caracter. Dar ce construiesc liderii? Liderii sunt construiți de antreprenori. Nu pentru că ei sunt cei care le predau leadership la lideri, ci pentru că ei creează contextul în care liderii ăia se chinuie, îi doare până când răsar ca lideri. Și de asta facem ceea ce facem. Pentru că cred că e singura soluție. Altfel, ne vom raporta la aceeași țară și peste 50 de ani. Nu va fi nimic diferit. Faină misiune. Da, a fost scrisă cu creion. Am crezut că e cu sânge. Și eu așa am crezut că urmează sânge. Nu mă, că n-am sânge albastru. Mai aștept. Chiar am căutat la un moment dat să văd dacă există vreo boală care să chiar să-ți facă sângele albastru. Ce? Nu e. Nu? Dar ar fi interesant. Ar avea beneficii boala aia. Nu, aici din cauza că e soare nu există sânge albastru. Știi de unde vine faza cu sângele albastru, nu? Nu. De la faptul că cei din familie nobile nu își expuneau pielea, nu mergeau la sapă, erau tot timpul îmbrăcați. Se vedeau venele albastre. Se vedeau venele albastre. Și oamenii credeau că ei chiar au sânge albastru. Țăranii. Oamenii care munceau la sapă și... Cred că și ei credeau. Posibil că și ei credeau. De acolo vine cu sânge albastru. În esență, cred că înseamnă leneș, inteligent. Sau british. Nu, dar dacă luăm cele două atribute ale tale, leneș și inteligența, s-ar putea să te potrivești acolo la sânge albastru. Nu, că mie îmi place soare. La ce a zis Alex mai devreme și la întrebarea lui, la fel de bine se aplică și legea fractalilor. Practic, îți menții o structură
un fel de a fi a lucrurilor în jurul tău, atâta vreme cât îți convine. Nu găsești oameni pentru că tu ești într-un anumit fel, tu gândești într-un anumit fel și tu îți creezi ecosistemul în care să fie nevoie de tine. Și, practic, legea fractalilor asta spune. Legea fractalilor aduce ordine în haos și ordinea asta o regăsești sub formă de anumite linii, procese care se tot repetă. Când am auzit prima dată vorba asta, eu am auzit-o de la Harvey Ecker, how you do anything is how you do everything. Și am zis, mă, ce chestie tare și ce manipulativă în același timp, știi? Și nu s-a așezat decât acum, în ultimul an, cu adevărat. În care spui în esență că așa cum faci un lucru și ai un proces de a face lucrurile, așa le faci pe toate. Adică, așa cum te trezești dimineața și îți începi ziua, așa începi un proiect, așa începi o relație, așa începi o angajare, așa începi un proiect în business, un departament și așa mai departe. Și așa începi toate lucrurile. Ajunge să te uiți la un antreprenor, cum mănâncă, cum își organizează masa și își dai seama cum își gestionează business-ul. Pentru că pașii vor fi aceiași, chiar dacă conținutul e diferit. Dar pașii vor fi aceiași. Și atunci, practic, îți menții o structură de fractal atâta vreme cât îți convine. Nu o să găsești oameni cât îți convine în adâncul structurii tale să fii tu cel mai deștept, să ai tu soluții la toate, să nu poată business-ul fără tine și o să-ți demonstrezi prin fiecare experiență că de fapt așa este. Îți demonstrezi prin fiecare angajare că nu-i bun, nu poți să las mâna business-ul pe mâinile altcuiva. Când te schimbi tu ca centrul universului tău, ca antreprenor, și îți schimbi tu structura, ți-o modifici structura fractală, în momentul ăla o să începi să vezi alte oportunități și o să începi să faci alte, să-ți schimbi business-ul. Dar fără tine nu funcționează, dacă tu nu te schimbi ca antreprenor. O modalitate interesantă de a schimba asta este... Hai zi-mi, că deja începeam să mă simt prost aici, chiar pe bune, cum te schimbi? Că... E să te obligi să faci teste cu tine, de exemplu, o săptămână sau două, să te obligi să nu dai nicio soluție. Dar niciuna. Dar pentru oameni este mult mai ușor, de exemplu, tot îmi zic, cum fac să spun nu la oameni? Pentru că asta e o altă problemă la antreprenori, să spună nu. Soluția mea, prin care am văzut că foarte mulți ajung acolo, este propuneți ca o săptămână să spui nu. După aia dă-ți liber 2-3, după aia mai propuneți o săptămână să spui nu. Pentru că creierul este foarte simplu dacă știe că are un singur scop. Săptămâna asta trebuie doar să spună nu, sau săptămâna asta trebuie doar să nu dea nicio soluție. De ce? Pentru că creierul are nevoie de feedback, să vadă că nu moare nimeni când nu dau ei soluțiile, să vadă că oamenii ajung de cele mai multe ori la soluții când, chiar dacă ei nu fac parte din acel lucru. Și odată ce creierul își demonstrează de destule ori, se ajunge acolo. Acum, de exemplu, eu am zis, mie nu-mi place management, nu mi-a plăcut niciodată. Nu cred că în asta sunt bun. Eu l-am creat, am creat sistemele de management, tocmai că nu vreau să fac management. Și dar îmi place să creez companii și să creez lucruri și așa mai departe. De asta nu eu sunt CEO în companie, este Andreea CEO în companie. Pentru că dacă eu aș fi CEO, n-aș face o treabă bună. Nu sunt făcut pentru așa ceva. Eu sunt făcut ca să văd oportunitatea, să găsesc liderul, să zic ok, în partea aia se merge, să mă joc puțin până când văd care sunt problemele mari și după aia să mă culc. Că mi-am făcut treaba și după aia din nou mă plictisesc și ok, trebuie să duc ceva mai sus. Că doar să fac un podcast nu era de ajuns. Sau ceva nu e de ajuns. Adică îți dai ție, în geniul tău, provocări din ce în ce mai mari. Da, geniul meu. Valorile tale cele mai înalte. Am nevoie să fie nerezonabil. I know. Asta e mișto, pentru că, apropo de întrebarea cum faci să-ți dorești mai mult, știi? Dacă nu îți dorești tu mai mult,
și nu-ți găsești tu provocări care să te inspire, atunci o să primești de la viață provocări care nu te inspiră și de provocări, de probleme nu scapi. Asta ar trebui să fie scrisă în Biblie. Atunci când nu-ți dai tu provocări, îți dă care să te inspire, îți dă universul provocări care nu te inspiră. Da, pentru că scopul nostru e evoluția. Și ca să creștem, avem nevoie de provocări. Dacă nu avem provocări, devenim grăsuți și putrezim, ne nu știu cum să zic, ruginim, da. Și asta e motivul pentru care eu învăț să-mi doresc mai mult și mă forțez să gândesc, să vreau mai mult în business în special și în plan personal în secundar. Pentru că știu că dacă nu o să ne alegem noi provocările în business și nu o să ne punem noi acele obiective nerezonabile, atunci o să vină concurența, o să vină clienți nemulțumiți, o să vină angajați care își fac de cap sau care nu sunt potriviți cu viziunea noastră, pentru că nu avem nicio viziune și atunci atrage fiecare la stânga și la dreapta. Mereu vine cineva. Da, mereu ce vine cineva. Dacă nu-ți creezi tu problemele, de fiecare dată îți vor da alții. De asta, unul din lucrurile pe care le... sau una dintre reguli în management este să nu te umpli cu gunoiul altora și nu umple pe alții cu gunoiul tău. Fiecare dintre noi are gunoiul nostru. Probleme, urgențe, la 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 la. Nu mai accepta lideri să vină la tine și să-ți toarne gunoiul lor în cap. Și la fel, nu te duce să le toarni lor gunoiul tău în cap. Sfaturile din perspectiva mea sunt simple. Cel mai rapid mod, ia TBF Digital și învață fundamentele managementului și mergi la Monica la coaching să poți să treci peste blocaje. Asta e cea mai rapidă metodă. Și eu sunt de acord cu astea două. Pentru că le-am probat pe amândouă și funcționează. Pe de altă parte, dacă vrei calea, mai așa, fiecare poate să-și o aleagă. Și tu faci destule chestii gratuite, cred. Nu dai... N-ai și content gratuit? Bă, da, mai am. Poți să înveți de printre picături. Poți să asculți podcasturile care urmează, însă după mine sunt, cum să zic, ai două tipuri de blocaje mari și late. Unele mentale, despre care am vorbit azi, și cele de informație. Să știi, să ai informația de cum se face, de fapt. Mie nu-mi place foarte mult să îmi bat capul cu cele mentale, dar este o doamnă care știe să le rezolve. Îmi place să îmi bat capul cu cele de, ok, cum se ajunge tehnic dintr-un punct în altul și ce ar trebui să faci. Dar, sincer, și doar din podcastul ăsta, dacă ai avea disciplina să iei fiecare punct care l-am zis cum s-ar aplica și să ți-l aplici zi de zi, reușești de unul singur. Problema este că n-avem disciplină. Avem nevoie de ajutoare. Să le faci de unul singur, poți să le faci și ai chestia aia în tine. Da, m-am făcut-o de unul singur. Tu pornești un podcast, nu? Da. Urmează să pornești un podcast? Cum se va numi? Legi universale în business și viață. Legi universale în business și viață. Cu Monica Ion. De la 3 la 2. Nu știu exact. Cu siguranță acolo vor putea să înțeleagă mai mult, nu? Despre... Da, și abia, da, și abia aștept să povestim și noi doi acolo. Da. În... Iar business-ul lui Ștefan... All About Parenting. Mai ai altul acum? Că tu mereu pornești și... Sistemul. Și sistemul.ro. All About Parenting, sincer, parcă e partea de fundamente din management puse pentru... Copii. Folosite pentru părinți și copii. Și de foarte multe ori sunt surprins
cât de asemănător poate să fie managementul oamenilor sau leadership-ul cu parenting-ul. Și cum aceleași greșeli pe care le vezi în parenting zi de zi la oameni, le vezi în leadership și în antreprenoriat la lideri. Este... Ar fi foarte interesant să ia managerii și antreprenorii care ne urmăresc și așa mai departe, să iau All About Parenting, să se uite la sfaturile Uraniei, dar din perspectiva conducerii oamenilor. Că se aplică aproape... Da, eu am învățat multe de acolo, translatând efectiv cum fac cu colegii și cum le dezvolt responsabilitatea și cum nu rezolv eu lucrurile în locul lor. Că până la urmă e la fel. Părinții care fac lucrurile în locul copiilor o să dezvolte niște copii care nu vor fi independenți mâine, care nu vor să știe să facă ei. Și na, asta e doar un exemplu. Din punctul meu de vedere, informația e energie. Și mulți oameni se așteaptă să își schimbe viața după ce citesc o carte, după ce merg la un curs, după ce ascult un podcast. Însă e ca și cum mai pun un telefon la încărcat o oră, nu o oră, 5 minute, că viața ta nu e așa scurtă, și te aștepți să se încarce și te superi că după 5 minute nu s-a încărcat. Și cred că ai nevoie să stai în genul ăsta de informații pe care le oferi tu, Răzvan, și tu, Monica. Ai nevoie să stai în genul ăsta de informații suficient de mult, ca un telefon care are nevoie să stea suficient de mult ca să se încarce cu acea energie și pe urmă să revii, pentru că viața te aduce înapoi la probleme, la să nu mai vezi pădurea din cauza copacilor și ai nevoie să te depărtezi. Și pe mine, de exemplu, informațiile astea mă ajută. Le ascult de mai multe ori. Tu știu că citești cărți de zeci de ori aceeași carte, pentru că avem nevoie să stăm cu informația aia ca să auzim și alte lucruri care nu le-am auzit prima dată, să vedem din alte unghiuri din care n-am văzut, sau pur și simplu problemele noastre s-au schimbat. Și pentru mine asta funcționează foarte bine, știu că și voi o faceți. Deci asta ar fi primul lucru, să stea cu informația asta suficient de mult, să revină la ea, la fel cum trebuie să facă duș periodic, la fel ai nevoie să îți pui în cap lucruri care te ajută, care sunt practice, pentru că Răzvan, ăsta e unul dintre lucrurile care le apreciez cel mai mult la tine. Ceea ce spui tu poate fi aplicat imediat. Nu trebuie să... Și nu o faci complicat. Nu o faci mai complicat decât trebuie. Adică o faci atât de simplu, încât numai dacă nu vrei, dacă cineva nu vrea, nu poate să aplice. Și știu că nu doar eu, ci foarte mulți antreprenori apreciază partea asta practică la tine și simplitatea cu care oferi lucrurile. La fel o ai și tu, faci lucrurile practice și acționabile și nu ezoterice și nu stai și meditezi. Nu. Este prima care a făcut valorile practice, clare, să le înțeleagă oricine și nu ezoterice de eu am ca și valoare, responsabilitate și contribuție. Du-te, mă, de aici și lasă-mă. Deci asta e primul lucru și al doilea lucru e dacă să duci mai în concret, adică ceea ce faci tu cu TBF Digital și cu softurile pe care le faci, să le duci în concret, efectiv să practici, să pui obiective, că cred că practic, partea asta de practică și partea de informație sunt ca două vâsle ale aceleiași bărci. Dacă doar dai la informație, o să te învârți în cerc cu toată informația cât de bună, știi? Dacă doar practici, problemele o să vină peste tine și iarăși o să te învârți în cerc managementul vârtejului până nu mai poți. Cu informația potrivită și cu instrumentele potrivite, efectiv barca ta poate să meargă mai departe, să meargă cum trebuie în față. Cred că primul lucru pe care poți să-l aplici din ce am discutat acum este legea dualității și a polarității și să te echilibrezi, indiferent dacă ești sus sau dacă ești jos,
Pentru că în felul acesta vei vedea că lucrurile se întâmplă pentru tine și că există un soi de perfecțiune în echilibrul acesta al universului, în care ai exact ce trebuie, exact când îți trebuie, ca să-ți împlinești cu adevărat misiunea. Eu cred că cea mai puternică idee dintre toate, care se aplică enorm de mult la antreprenori și care creează, de fapt, foarte multe blocaje, este să accepți că orice lucru bun vine la pachet cu opusul. Odată ce reușești să accepți asta, nu-ți mai ridici oamenii pe piedestale, poți să-i vezi așa cum sunt, nu mai îți îndepărtezi oamenii sau... Nu mai e surprins de eșecuri care sunt normale în business. Odată ce accepți că trebuie să fie la pachet și asta nu înseamnă că nu poți să fii împlinit. Faptul că nu toate lucrurile merg exact în direcția în care tu crezi că ar trebui să meargă, asta nu înseamnă că nu poți să fii împlinit. Poți să fii împlinit și dacă bate vântul și dacă mai ții pe un pescăruș pe aici și dacă Mișa jupe picioarele pe acolo și dacă... mă bag eu în fața camerei. Și dacă te bagi tu în fața camerei, asta e realitatea. Mulți visează să stea, de exemplu, asta e partea interesantă, mulți visează să stea fix pe malul mării, să vadă marea și așa mai departe. Da, însă crede-mă că vine cu destul de multe dezavantaje. Când bate vântul aici, stai în casă, că nu poți să ieși. S-a terminat toată povestea. Trebuie să ai un om care de fiecare dată să-ți adune rahatul lăsat de pescăruși, pentru că îl lasă peste tot. Sunt destul de multe consecințe și părți negative. Dacă le iei împreună, poți să fii fericit. Dacă comparăm ce avem noi în spatele cortinei cu ce au alții în fața, pe scenă, noi vedem doar ce ne arată ei, ce strălucește. Și comparăm cu ceea ce știm noi că avem. Da. De asta o cred probabil cel mai de ajutor pentru antreprenori. Nu mai căutați doar partea bună sau doar partea aia care strălucește. Acceptați-le împreună și o să fie din ce în ce mai distractiv. Și nu vă așteptați să fie bine sau rău. Așteptați-vă să fie distractiv. Că, sincer, dacă un business este distractiv, e enough. Eu aș spune inspirațional sau entuziast. Entuziasmant. Că distractiv uneori se confundă cu să fie ușor, să fie doar bine, fără să fie doar distracție, să mă simt doar bine, să fie plăcere fără durere. Și de fapt nu vrei asta, pentru că atunci când faci ceva ce îți place, cum ție îți place să ridici greutăți și mă tot uimești cu recordurile pe care le obții, când ridici greutăți nu este plăcere fără durere. Nu. Nici când te dai cu schijetul nu-i plăcere fără durere. Nici când joci fotbal nu-i plăcere fără durere. Dar e distractiv. E în sensul corect, ăla, ziceam. Corect. Și copilul care joacă jocuri pe calculator vrea din ce în ce mai greu, nu din ce în ce mai ușor. Vrea nivelul următor. Și atunci când un antreprenor ajunge acolo să vrea nivelul următor, pentru că e inspirat de nivelul următor, atunci e pe calea lui. Și la asta voi doi ajutați foarte mult. Și voi ajutați ca să nu mai trebuiască să curățăm noi să atâtea bullshit-uri. Să nu mai ajungă la voi. Exact. Asta ar trebui să fie scopul meu. Exact. All about parenting, să nu mai ajungă oamenii la Răzvan și la Monica. Sau la alți oameni de genul ăsta. La mine vor fi nevoie să ajungă, dar măcar să ajungă doar să ia informația și la fel și la Monica, doar să învețe informația, dar să nu mai trebuiască să schimb toate șuruburile. Și uite, pescărușul ai foarte de acord cu mine. Dragilor,
Vă mulțumesc foarte mult să veniți din UK aici ca să înregistrăm primul podcast. Vă mulțumesc mult și nu spun asta des, dar rămân dator. Și noi mulțumim frumos, Răzvan. Chiar de fiecare dată e awesome să povestim. Bun, dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi, nu știu câte ore, dar au fost destule. Sper să ne revedem în următorul. Și știți vorba aia, rămâneți nerezonabili.